Acolo hagie, e legendă, nu prea are curaj nimeni. Tu vezi, sunt pișărcoși toți. Toți. Băi, dacă te uiți la fotbalul românesc, dacă mă uit la ei, în bine. Deci dacă... Mamă, deci sunt... îmi place să cred despre mine că sunt un om foarte educat. Dar i-aș lua pe toți și i-aș da cu tâmpla de... Uite așa, de bordură, că poate mai salvești ceva din ei. Știi? Poate să mai mișcă puțin creierul. Nu știu. Cauți taxi? Comandă-l simplu și rapid cu Star Taxi. Introdu destinația. Începe călătoria și plătește sigur direct din telefon. Cu Star Taxi călătorești urban ușor, plătești smart și ajungi în siguranță. Descarcă acum și pornește la drum. Nu e inflație de podcasturi. Adică nu spre multe podcasturi, nu e. Și zic că eu nu pot să mai au cuvântul podcast. Deși îmi place foarte mult aproximativ discuții și ce fac aici, nu pot să mai au cuvântul podcast. Cred că sunt foarte multe și făcute de mulți neaveniți. Eu consider, nu știu, așa poate greșesc, nu greșesc niciodată, dar mă rog, vreau să fiu drăguță. Că dacă nu te recomandă ceva, nu ai cum să faci un podcast. Eu nu sunt un om onde, modest, am terminat liceu de filologie istorie, cred eu că mă recomandă totul. Să pot să fac un podcast și să pot să mențin discuția la un nivel, zic eu, intelectual, ca să nu cădem în alte. Hai, că nu stăm rău la să esteem da Dar adevărul e că da, am văzut hoști de podcast care cărora le scapă din mână limba română da, și acordul rău. dintre subiect și predicat. Nu prea înțeleg eu exact care ar fi rostul ăsta, dar din nou, asta e. Și eu vreau să fiu drăguț și o să mă limitez la atâta. Dar. De ce ți-ai făcut podcast? Da sincer, da pe da, bune. Adică eu înțeleg, având imaginea pe care o ai, stăm foarte bine putând să capitalizez imaginea asta destul de ușor în diverse direcții. Normal că e o sursă de venit. Și de ce că nu mă cenzurează nimeni? Vorbesc exact realitatea. Având în vedere că am foarte, foarte mulți fotbaliști care au trecut prin mâna mea, nu le cunoaște nimeni povestea adevărată. Inițial am vrut să o fac pentru uh, fotbaliști pentru sportivi. Păi și a avut momente în care te-ai simțit cenzurată, la modul cel mai serios. În televiziune, dacă, de exemplu, intru în direct, am un proces cu un jucător și vreau să spun adevărul, mai taie cale la microfon câteodată cineva. Ai pățit asta? Am mai pățit-o, da, acum câțiva ani, când aveam meciurile mele cu. Mi se pare cu Porumboiu. Așa. Și uh, când Magic Gigi Becali m-a făcut. Uh, nu știu la ce oră difuzezi. Uh, sau ești în direct. Uh, uh, în primul rând, aici e cu pul, cu pizde, cu a, mui, cu... A, da, e. Okay. unul, ca să, stai, ca să înțelegem da, exact pe da. unde. E cu sudări, nu avem nicio treabă, n-am avut niciodată frică de nimic. Cu atât mai puțin de adevăr, așa că. Corect. Deci, când hai să... la o oră de maximă audiență GGB care îmi făcea curvă, am stat așa, m-am gândit, zic, o secundă că ai luat ca lui invers, cumva. Zic, nu mai curvă decât mai cata. Așa că, uite, pentru prima dată în viața mea că mă simt pe locul 2, dacă vrei să vorbim așa, căci zic eu că după 15 ani de pian, după un liceu de filologie, după atât de multe. lucruri Dacă nu se elimină una cu alta. Și tocmai, deci, știi, când știu că am muncit toată viața să fiu cumva un tot, da, n-ai cum să vii tu vreodată să vorbești în fața mea că. E jale pe vale, știi? Și atunci am simțit că, da, au tăiat calea la microfon, cumva dându-i avantaj lui Gigi Becali doar pentru faptul că era bă bărbat, știi? Da, am băi, unde e mă bărbăția Stați o secundă. Ai punctat o chestie foarte bună pe care voiam să o discutăm. Dacă e un lucru pe care respect-o la tine foarte mult, e că, băi, ți-a ți ieșit joaca foarte bine și destul de corect și destul cu... O călărind situația într-o lume care clar e dominată de bărbați și într-o perioadă în care nici măcar la nivel teoretic nu se discuta cum se discută acum egalitatea între sexe. Cum s-a ajuns? Stai un pic, cum s-a ajuns la impresariatul de fotbal? Hai să, hai o luăm pe rând. început. Sunt fost uh, jucătoare de fotbal. Pe vremea aceea când fotbalul abia, uh, abia se auzise de fotbal în România. Nu, lumea nu înțelegea. Vorbim de fotbal feminin. Fotbal feminin. Eu terminând o, o, facultate de, un liceu de filologie, cum am spus, și o facultate de uh, drept, normal că vorbeam cu toți jucătorii și mă uitam și la femei și la bărbați, și semnau contractele pe genunchi, nu știa nimeni stânga ce face dreapta, habar n-aveau de creierii lor, îi luau, îi dădeau afară când voiau, deci era așa un circ în, în ale contractelor. De ce am vorbim acum? Să vorbim imediat după Revoluție. Oi, până în 2000, din nou, mă văd nevoit să repet, a fost cam veselbatic în România, da, adică, da. adică și materie de business. Uh, tocmai că eu am prins exact perioada aia, așa cumva, de schimbare și de înțelegere a lucrurilor care erau cumva, hai să spunem, prost înțelese din esența lor, știi? Adică noi am înțeles cumva tot ceea ce s-a întâmplat după revoluție am înțeles că trebuie să facem o anarhie așa și trebuie să ne omorâm unul pe altul și fiecare să iasă în evidență cu ce are mai prost, știi? Și stai seama că eu, așa femeie între toți, eu jucând fotbal, deci înțelegând fenomenul fotbal, am venit de pe stradă să vorbesc de la egal la egal cu oamenii din fotbal, după ce am terminat facultatea, am zis, să mă puțin că, ok, deci nu merge cu fotbalul, că -am, nu am cum să am stăpân, așa am fost crescută și am avut și accidentare și atunci am zis bă, măcar să-i ajut pe săracii fotbaliști, că n-ai cum să îi lași așa după o viață să mă Să de nu fim ipocriți, fiind și managementul sportiv, fiind un domeniu lucrativ, dacă își știi meseria. Tocmai, adică... adică... era ceva de genul, Uh, câți ani de fotbal ai? Păi uh, am jucat o viață, am 30 de ani. Ce ai strâns din fotbal? Păi nimic, că n-am fost plătit pe nicăieri. Păi și ai jucat de fan sau... Nu, dar și-au bătut joc, mi-au închis contractul când au vrut, m-au dat afară, m-au bajocorit și am zis, bine, hai să facem așa. Și după ce am terminat toată nebunia și mi-am strâns totul, așa am zis, de azi înainte, am, am ieșit eu uh, la Digi, mi se pare, era atunci, și am zis, uh, de azi înainte, toți care au semnat un contract de impresariat cu mine, de men, da, să le fiu manager, să-i reprezint, eu n-am pierdut o luptă niciodată în viața mea, deci n-am cum să pierd război. Clar. Deci de azi înainte sunteți protejați mei și nimeni nu mai îndrăznește să-și bată joc. Și... Mă țin care a fost primul fotbalist semnat? Da. Cum? Primul fotbalist semnat, uh... Adrian Iordache, era fundașul central al lui Dinamo București atunci, foarte bun. Um, Semeghin, um, imediat au semnat toți, Gabi, Gabi Tamaș, Prințul Cristea, um, Ioan Andone, antrenor, Dică, Dumnezeu la Steaua. Stai așa deci toți pic. au venit într-o. Deci săptămână. Andone, ca antrenor, avea nevoie de manager. Toți au nevoie de manager. care e diferența între managementul de fotbalist și ăla de antrenor? Este același. Este același, trebuie să cunoști legea, litera legii. Pentru că în momentul în care faci un contract, trebuie să știi că și antrenorul și jucătorul și-au pus viața în mâinile tale. Carieră și viață. Până atunci, toți, repet, erau bajocoriți. O palmă peste cap, contractul la o cârciumă pe genunchi, hai semnează repede. Păi da, dar știți că dacă vin și eu cu cineva, dă-te mă, pizdă mă, ce tu... Pe tu ești un handicapat, un cretin, tu mai știi să vii tu acum, tu stai acolo, semnează ce ți dau eu. Și semnau că Așa era mentalitatea, aia. știi, capul plecat, Sabia nu-l taie. Neprostia prostia Asta e o vorbă românească pe Ce care n-am înțeles-o. Știi că la Serbia capul plecat, Sabia îl taie? Păi, e pentru că așa. Deci, e, e. vorbă, da? Prima, primul cap tăiat este, ăla a plecat. Bun. Și a apucat-o pe. Și am apucat și am semnat în vara aia cam 70% din jucători. Și cei mai buni antrenori. Ircea Rednic. Deci. Pe vremea aia Dică era Dumnezeu la steaua, Nicolae Dică. Stai seama când afla Becali, ce, ce face bă asta? Ce, cum a putut asta să facă așa ceva? Bă, vă futeți cu asta? Bă, ce face? Eu râdeam, stai seama. Eu zis, bă, nu v-am spus. Adică v-am anunțat. Într-un an sunt numărul unu. <coughs> și asta s-a întâmplat. Am stat așa, am ascultat uh, o vară întreagă. Mă uitam pe ce contracte semnau managerii de la vremea respectivă. Care era cea mai mare problemă la nivel de reprezentare atunci în sportul românesc? În fotbal, lasă sportul românesc. La nivel de ce? La, uh... la nivel de reprezentare. Adică, care era cea mai mare incongruență între, uite, să zicem, hai să luăm un model de afară și ăsta de la noi? Nu. De Știu eu... că diferența e stratosferică. Nu există. Total de acord. În primul rând, că nimic nu era legal într-un contract și astăzi, chiar și astăzi, um, cumva impus de FIFA și agreat de Federația Română de Fotbal, clauzele trebuie să fie în oglindă. Și de ambele părți același. Dacă eu mi-asum un lucru, ți-l asum și tu. În momentul în care toate clauzele sunt în favoarea mea și de favoarea ta, contractul ăla nu există. Nu stăm picioare la nicio instanță, nici internă, nici internațională. Citind absolut toate contractele astea și contractele jucătorilor cu agenților și contractele jucătorilor cu cluburile, am stat și am zis, bă, nu cred că sunt cea mai mecheră femeie din țara asta sau cel mai bun manager, dar oamenii stâmpiți. Adică n-ai cum. Și am luat așa rând pe rând și mi-am dat seama că undeva la, hai să nu fiu rea, 80% din toți patronii din fotbalul românesc. Conducătorii, începând președinte, director sportiv, erau afoni, erau analfabeți. E că adică tot respectul pentru cum au jucat fotbal, pentru talentul cu care au fost înzestrați, dar pe probleme de legislație, săraci. Dar nu trebuie! Nu trebuie! De ce ar trebui un sportiv sau cineva care excelează într-un domeniu să exceleze și în mai, altul? Nu trebuie. nu trebuie! Trebuie să angajăm manageri, oameni care au terminat o facultate de specialitate în fiecare domeniu. Eu asta am învățat și am, probabil fiind și singura femeie, eram așa privită ca o ciudățenie. Și toți zâmbeau, știi? Ăștia care mă cunoșteau, nu uh, neapărat din fotbal. Eu am trăit întotdeauna, am avut norocul să mă nasc într-o familie extraordinară, mediatizată de pe vremea lui Ceaușescu. Asta, voiam, asta e altă parte din discuție. Că... Da, e, ei mă cunoșteau din toate domeniile că eu eram și pe parte mondenă, și pe parte sportivă, și pe, eram, știi cum e, multitask. Oriunde era Ana Maria Prodan. Lucru care m-a ajutat enorm, că am încercat orice în viața mea și am încercat în primul rând pentru mine să-mi demonstrez mie că eu pot. E, cunoscându-mă, mulți stăteau deoparte, așa, știi, băi, nu e bine să te iei cu ea. Și nu era bine că aveam, era diferență de la cer la pământ. Că eu le și spuneam, bă, dacă vă gândiți cumva ca să face, eu știu, față unei discuții cu mine, e jale, adică vă umilesc. Mai bine vedeți-vă de drumul vostru și mai bine veniți și îmi spuneți, doamna manager, că și nu aveți prietenie la modul de ano sau, știi că mă mai strigau, băi, ano, alo, nevastă, n-ai cum. Dacă eu îți spun, domnul președinte, vezi, lipsi de educație din start. Și cumva Rău... Tu cât de mulți la ritualistica asta, interacțiuni umane, umane mai ales într-o primă instanță să și mai că... ales în sfera profesională? Ca asta personală poți să o înțeleg. Să știi că am foarte puțin prieteni, în adevăratul sens al cuvântului, căci eu cred foarte tare în noțiunea de prietenie și eu îmi iubesc prietenii cu patimă <coughs> și mor pentru ei. Cumva în sensul adevărat al cuvântului. Știi, mm -hmm. la mine e vorba aia, e prostul meu până la capăt. Știi? Ok. Um, Așa și e și baboia așa acasă, când se duce și îl întreabă lumea de mine, exact așa, l-am auzit eu la telefon. Credea că nu-l ascult. Da. În schimb, când simt că am în fața mea un om slab, pregătit din toate punctele de vedere, este clar că omul e prost. Și pentru faptul că prostul până nu-i fudul, nu-i prost destul, dacă i -ai dat puțină libertate, omul ți se urcă pe cap. Noi avem o vorbă, dar acum că tot e podcastul ăsta și pe relaxare, vorba e genul de om care dacă îi dai un deget îmi suge toată pula. Da, deci asta, da e clar. Cam asta așa e, e. Da. Așa e. Și măcar dar suge o bine, știi că te gândești de multe ori, bă, poate ai totuși o... Nu există, nu. Băi, trebuie un pic de creier și acolo. Și acolo, bă, da. și acolo trebuie. E de, de, demnitate. <laughs> și acolo. Da, exact. E, apropo Eu... de numărul unu. Bă, dacă tot... Uh... Asta le zic băieților, știi? Băi, îmi pare rău dacă regret să spunem între ghilimele ceva, că n-am fost și eu bărbat. Bă, măcar o zi. Că, băi, alegeam numai spuma spumelor. Știi, că e și acolo. Și sorcova trebuie să fie numărul unu. Știi? Da, domnule, eu, eu, înțeleg perfect. Eu sunt, sunt, exact în aceeași barcă. Pe de altă parte uh, te deranjează descrierea asta. Ana Maria prodan are mentalitate de bărbat. Eu n-am înțeles niciodată treaba asta și e o vorbă care cumva mă deranjează, dar nu mă deranjează dintr-un sexism, ci din simplu motiv că nu spune de fapt nimic. Femeie cu energie masculină. Deci cum vezi o femeie independentă, automat, când o femeie independentă este. și să mă ierte Dumnezeu pe românește aceasta pe pizda alfa. ei. Da, este da, această da, da. alfa care energia a masculină. distrus energia feminină și voi pe bune. Păi când ești bazat și pe picioarele tale și când știi că nimic nu are cum să te doboare, că îți faci față oricărei discuții, din orice domeniu, cum ar trebui, mă? Ce domnule, de ce nu ești modestă? Păi ce mă, ești mediocră? Stai mă puțin, dacă eu știu că ești numărul unu, adu unul în față și vedem, uite așa, direct. Dar tu când zici că ești numărul unu, adică este faptic, te referi, stai un pic, la ce te referi când zici că ești numărul unu? La ce aspect al vieții tale te refer când zici? Absolut. Toate. Deci am făcut istorie în orice. M-am făcut istorie cu familia. Am făcut istorie în televiziune. Am făcut istorie în fotbal. Am făcut istorie în business. Nu știu câte femei în țara asta au putut să conducă businessuri în orice domeniu. Săl de sport. Am săl de sport. De fitness. Uh, companie de bijuterii. O conduc. Vorba ta, podcast, podcast, am podcast. Unul unde se discută clar, cum și la tine pe față, fără să spun, știi că sponsorul nu mă lasă dacă mi-a dat niște bani și nu pot să zic așa, dar sunt obligată să bag astea. Alo, pe cine mă obligă pe Apropo, mine? Apropo, cum te descurci cu clauzele astea de compliance? Că presupun că ai avut și contracte de imagine. Sunt făcute e... de mine. Da, nu, înțeleg. Pe de altă parte, sunt branduri din afară și eu pot să înțeleg chestia asta. Eu am N discuții legate de parteneriate comerciale care cad din simplu motiv. Unul, orică se impun niște lucruri, orică se impune scoaterea unor anumite subiecte sau un anumit tip de, de discurs. Îngrădirea discursului, mai ales când vine vorba de politica editorială, personal la care țin foarte mult, e cel mai important. Să pot să zic exact ce vreau. Repet, cu consecințele de rigoare. Că dacă ești un tâmpit, trebuie să-ți plătești factură pentru asta. Sunt total de acord. Dar mm. euh, sunt branduri din afară care au anumite clauze de compliance. Și se feresc de chestia asta. Crezi că la un moment dat o să aibă brandurile astea din afară o deschidere și o să înțeleagă cultura internetului cum funcționează? Pare că înțeleg cum funcționează cultura internetului, dar de fapt nu. Iată, eu sunt un om care se vinde foarte scump. Foarte scump. An de zile, de exemplu, n-am acceptat să fac publicitate la nimic. Căci nu credeam în toate chestiile care apăreau, și dacă nu, nu cred eu în chestia asta de deci cum aș putea eu să-ți transmitie, să crezi, dacă eu nu cred. Așa o văd eu. Am făcut, în general, nici pe Reghe, că nu l-am lăsat niciodată. Am făcut cumva, uh, în uh, 17 ani, cred că trei reclame. Ok. Și nu știu dacă am voie să spun la ce branduri. Normal că ai voie. Mercedes, uh, Jaguar, uh, și am, cumva am clădit numele unui medic stomatolog, care, astăzi, este, într-adevăr, doctorul Yazan. chiar foarte bun, cu o poveste fabuloasă de, de viață. Uh, în rest. Uitându-mă că foarte mulți făceau bani și copiii îmi spuneau, bai, mamă, dar la numele tău ai putea să faci zeci de mii numai din reclame. Am zis, nu. Ajut prietenii mei care își deschid business-uri De ce? Că eu am fost cumva o răsfățată a vieții, având bani de la mama mea și de la familia mea. A avut am avut noroc. Am avut mare noroc. M-am născut, născut sub o stea norocoasă. Asta este. Dumnezeu a vrut așa. Nu? Că n-am cerut eu, Doamne, știi, vreau să pic în familia asta, acolo. S-a întâmplat. Uh, și mi-am ajutat întotdeauna prietenii care, în proporție de 90%, sunt no-name-uri din familii no-name care au muncit și și-au făcut imperii. Și sunt foarte mândră de ei, dar ți-am zis atât de săraci că nu aveau ce să pună pe masă. Și atunci le-am promis, zic, uite, dacă în viața asta am să pot să fac ceva, am să vă ridic business-ul. Dacă îl începeți și văd că sunteți dedicați, am să vă ajut. Și sunt mândră că majoritatea prietenilor mei au Început, au început de la minus infinit și astăzi sunt incredibil de bogați, dar genul ăla de bogat, care nu apare niciun top, care nu vine să-și etaleze mașina, dar nu are bani să-și pună motorină sau benzină, ăia care contează, care au o pistă de aterizare cu elicopter în curte, pe care nu știe nimeni. Hai cam acolo șmecheria, aia. mai știu eu pe cineva cu Bentley pe GPL. dar asta e altă discuție. Ai văzut? No -a -a -a. Și eu știu care dorm în mașină, își pun pe primăverii mașina frumos, se uită când s-a închis activitatea de pe primăverii și dorm în mașină puțin. Căci nu există nici măcar o garsonieră. Era o mașină. Pe care o pierd într-un final la bancă. Căci... Nu era un că... fotbalist care își luase săracul, cred că de pe la Dinamără. Eu nu mă pricep la fără. Deci... Este foarte ciudat, eu nu mă pricep la Am prins generația de aur, am ieșit și eu în stradă, că eram puștan atunci când aveam 12 ani, 11 ani. M-am bucurat pe aia, o știu și o să vreau să avem discuția și despre generația de aur. Apropo, știi că este documentarul ăsta acum despre generația am de aur. Am auzit. Sunt foarte curios exact, unul, cum e și doi, hai, hai să vorbim totuși despre generația de aur. să lăsăm pe băiatul ăla cu mașina super scump. De la, la Dinamo era, știu că își luase nu știu ce salariu pe an și primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și ia o mașină scumpă. eu n-am permis niciodată jucătorilor reprezentați de mine să facă așa ceva mor fi înjurat, mor fi beștelit. Nu mi-a nimeni din cuvânt. Niciodată. Și le-am zis așa, Care a fost că, cel mai problematic? Hai, hai să zice lucrul pe meu. al meu? Da. Cu care efectiv te-ai certat. Constant. Adică Bun. era o tensiune constantă. Nu și-au permis niciodată. Poți să crezi? Într-o viață... Într -o... Bun, atunci cine a încercat? Bine, încercau cei mici. 14 ani, 15 ani. Încercau. Știi? De exemplu, Iani Stoica. Așa. Copilul. L-am luat când avea, mi se pare, 13 ani jumate, foarte bun. Eu am și forța asta să le imprim cumva mentalitatea de învingător. Mulți nu au de acasă, e firesc, provin din familii dezmembrate, provin din familii foarte sărace, fără încredere, fără nimic. Și atunci, meseria cumva e a mea e mai grea, căci trebuie să îi fac să înțeleagă că sunt foarte buni. Și cum făceam asta și cum fac asta? Se poate asta fără să se uh, pulseze și la ego? Pentru că de la un punct încolo, intrându-le în cap că sunt foarte buni, acolo se, se explică clar că, că încărcătura narcisică se... e stratosferică. Dacă nu sunt foarte atentă, acolo, uh, se... acolo se, face diferența între jucător talentat cu talent și jucător muncitor și talentat. Trebuie să-i țin cumva cu picioarele pe pământ. Preferi ce tip de jucător preferi? Care e tipologia pe care o preferi? Uh... Muncitor. Stai să dau variantele. Unu, să fie extrem de talentat, dar cu un haos general în viața lui, în afară de fotbal, sau unul care nu e la fel de talentat, dar este foarte predictibil? Nu. Prefer jucătorul care are talent, căci altfel nu faci fotbal dacă n-ai talent, clar, nu te iau. Nu am zis că nu are talent, am zis că nu are care... talent ca celălalt. Nu, îl prefer pe cel care, în momentul în care îți dă un exemplu, nu iese o fază, rămâne după antrenament o oră și dacă nu iese nici în ziua aia, a doua zi este cu două ore înainte de antrenament și o încearcă până iese. Sunt ăștia? Da. Care a fost primul pe care l-ai văzut așa? Toată generația aceea de aura stelei. Toată generația stelei. Cel mai... Uh mișto din toate punctele de vedere jucător pe care l-am avut în mână a fost Borceanu. În condițiile în care toată lumea spunea cine o tâmpit ăla de la Galați, ăla care nu leagă două cuvinte. Nu, un nu trebuie să lege două cuvinte, nu ne ba, interesează da, să crede Credem că mai și spun mult de ce. sau mai puțin. Fotbalul e matematică. Eu înțeleg, dar nu sunt toți Eric Cantona. Nu. Stai dar așa un pic. am obligat pe toții mei să meargă la școală. Nu să o facă pe scări. Asta e altă discuție pe care v-am Ai mei, toți, dacă te uiți la ei și la ei diplomele, toți obligat, forțat, au mers la școală. În momentul în care au scrântit școala și am primit telefon, a, a fost jale. Te-ai dus la ședință cu părinții? Nu m-am dus la formalit. ședință cu părinții, că iau norocul că sunt la licee sportive și aflam tot ce se întâmplă. Tot ce se întâmplă. Am fost genul de manager și sunt, care controlează viața jucătorului de la a la Z. Pentru că altfel nu se poate lacunele sunt foarte mari când ei se ridică de la juniori. Neavând bază pe care eu să pot controla, uh, 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 construi, e foarte greu. Nu-i mai comod să ieși jucătorul care a ajuns la o anumită maturitate sau prefer să faci pe piniera ca să-i modelezi după propriu? Să-i modelezi, pentru că dacă jucător, nu știu, uite, vin jucător la 18 ani, nu știu să stea în teren. N-au ABC-ul fotbalului. De ce? Nu avem dascăli. Nu avem pedagogi, nu avem antrenori de copii. și Avem jumea. școală de fotbal în România sau nu, nu? Nu, nu, nu. A murit de mult. A murit de mult și neavând asta, fotbalul a murit. Aseară, în schimb, când am stat la televizor și l-am văzut pe Burleanu, președintele Federației, că a zis, de azi înainte, vă oblig să aveți cinci juniori în teren, fă, crescuți la academiile din România. Eu am murit pe toți. Nu mai aduci tu brazilieni, nu mai aduci tu toți. E cu dute o chestia asta. Mie mi se pare că... E nașterea fotbalului românesc. Renașterea da. fotbalului Da, românesc. da, da. Adică mi se pare... Băi, orice țară care are un fotbal sănătos ține foarte mult la prezervarea talentului local. Nu e normal? De ce aș da șansă unuia din Brazilia și l -aș, Pentru că se face... Aș călca pe cap jucătorul român, juniorul român. Pentru că îți face treaba la din Brazilia. Mm -mm. Nu. Este un mit. La vine de acolo că e mor de foame. Ei chiar sunt morți de foame. A venit aici. Nu înțelege iarna. Nu poate să joace iarna. Te prejudiciază. Vara vine după iarnă, până se dezmorțește. Te prejudiciază. Harfele când vede că jucătorul România a suprit nebăgat în seama, a, eu sunt șmecher, că la n are educație deloc, care vine de acolo. Da? Vine cu vreo șase, șapte agenți după el, mama, tata, bunica și alți uh, cu metrii, te-ai terminat. Ca și club. Asta n-au înțeles ei. A avut vreodată vreun impediment în actul ăsta al managementului? Uh, ai primit, ca să zic așa, recul din partea familiei? Adică au intervenit membrii ai familiei? în relația dintre tine și sportivul semnat. Știi, când îmi pui un respect, că, că și la mine e foarte simplu, dacă tu nu ai respect și tu nu l-ai față de mine cu siguranță din uh, pricina educației, căci altfel eu sunt un om foarte educat, un om care îți vorbește cu dumneavoastră, un om care niciodată nu sare la bătaie așa de nebun sau la scandal, doar că mi s-a năzărit, că era breton un ochi. Nu, sunt un om care respectă. Și femeia de serviciu și uh, uh, milionarul uh, cu premiul Nobel. Uh, există fi... milionar cu premiul Nobel? Cred că da, nu. Poate nu în există. economie. Bravo, nu, nu există, nu. nu există. Milionar cu premiul Nobel. Să dăm un milion, știi când ia Nobel. Nu, devine milionar. Vi, Devii da. milionar, dar după impozii rămâi cam cu vreo 600 de mii. Eu nu mai puțin, în țările din Europa rămâi cu mai puțin. Nu l-ai văzut pe ăla în stată care a câștigat un miliard jumate și i-a dat 600 ceva de milioane? Da. Cât? 800? 800. Păi, Mamă, l cu rup, cât câștigi l mai mult, jumandă, Cu cât rup. câștigi mai mult, cu atât impozitul e mai mare. Uite, de exemplu, eu aveam probleme cu Franța. Franța impozita la un moment dat peste o anumită sumă salariu cu 70%. Dar Franța... Băi, sunt actor francez, uite, Gerard Depardieu, de Pardieu, dar a fugit în Rusia. În toată lumea rând. a plecat de acolo. Și fotbaliștii, și uite, eu locuiesc în Las Vegas și într-o vară n-am înțeles de ce toată lumea vorbea franceză pe străzi. Pentru că au fugit de disperare și s-au mutat toți în Vegas. Bine, acum și vegas -ul. Îți explic și partea cu Vegasul. că nu ești... Nu îți place ție acest... așa în deșert, adică... Băi, ăla e un oraș care e foarte ciudat, adică dacă, dacă stai să Mă, nu, am fost cunoscut și știu istoria, nu-i vorba de asta, dar... Da, vezi, lumea vede vegas acel strip, mic. Da? Orașul da. nou și orașul vechi. Dar orașul este fabulos, curat, totul. Ai tot ce trebuie. Se plângeau că nu aveau teatru, operă, au făcut. Nu Numai să te duci dacă vrei. Da, cel nu, am fost nu știu Vegas-ul. Cele da. mai tarșouri din lume. Ce ți-ai dorit mai mult? Și eu n-am văzut curățenie mai mare decât în Vegas. Și am locuit mulți ani în New York. Adică... Ca să înțelegi, mie îmi place New York mai mult decât Vegas, dar din e cu băie. totul alt motiv. E din cauza diversității culturale. Da, Pe mine da, aia da. mă atrage acolo. Dar ca să și deci înțelegeți... asta și fata mea a ales același lucru. Ea termina Marangoni University și locuiește în Soho, în New York. Foarte bine. Da, adică e artist Ola e. și Ești multă bagă bunță la acolo, în Soho, dar este asta tot. e altă discuție. E aferent. Corect. Care e capitala în care ai simțit că are nu neapărat capitala, cât orașul în care ai simțit că are doza de depravare cea mai mare? New York. la e, da. New York am stat șapte ani. Um, te pierzi foarte ușor. Dacă nu ai rădăcini puternice, te pierzi în... E vorba de ore. E adevărată vorba aia, if you can make it in New York, you can make it anywhere? Ba chiar chiar a aplică. Așa a avut este. dreptate Jay-Z. Așa este. Așa este. Mă rog. Dar e chestie vor... de state of mind? Pentru că vreau să fac o paralelă între ce se întâmplă afară și New York-ul este un oraș care băi, în continuare două ora exactă. Ne place, nu ne place așa să... Așa este. Nu, New York-ul dă ora exactă. O comparație, cum zic eu tuturor din România, Bucureștiul două ora exactă. Din nefericire Los Angeles ul a devenit mult prea progresist pentru propriul bine. Mie nu-mi place. E ok, doar că acolo trăiești într-o teamă constantă de a spune niște lucruri care pot să fie interpretate într-o manieră male, malevolentă uh, în detrimentul tău. Corrept. Cel puțin așa mi s-au plâns Corrept. foarte mulți oameni care au plecat din elei. Din Dar asta e altă discuție. Dacă ar fi să te muți din România acum... Vegas. În Vegas. Da. De ce? Pentru că, ți-am zis, este curățenie, este viață, orașul a trăiește 25 din 24. Te înțelegi cu vecinii vine? în Vegas? Da, am vecini. toți sunt medici toți, absolut toți, șase case lângă mine, toți medici. Oftalmolog, generalist, foarte mișto toți. Cu familii. Culmea, știi că te duci... Îți... Eu nu știu, eu când mi-am ales case în general, revin întotdeauna la faptul că mi-am permis, mi-am ales case în cea mai bună zonă a fiecărui oraș. Am avut prieteni care au stat, de exemplu, la în New York, în Queens, știi ce se întâmplă da, acolo, da, da, da. sau zone și mai Brooklyn. Eu am stat în adică, Queens acolo acum. Dar, dar um, mi se pare că în momentul în care îți permiți și poți să stai într-o area din asta foarte frumoasă, ai oameni de calitate clar lângă tine, cu care le prieteni pe viață și oameni care împărtășesc cu siguranță aceleași uh, idei de viață ca și tine. Iar eu am experimentat chestia asta. Dacă mă duceam la prietenii mei din Bronx, de exemplu, toți erau cu, hai să tragem ceva, nu mă, nu vreau să mă însor, nu vreau familie, nu vreau copii. Când m-am mutat în, în Summerlin, de exemplu, în Vegas, toată lumea era cu familia, toată lumea, soțul își proteja soția, ieșeau împreună, masa era masă, ora de masă era cu familia, adică ceva rar întâlnit astăzi. Este un termen care descrie asta, se numește civilitudine, da. dar... Asta e altă discuție până la ideea de civilitudine la noi. Mai avem un picuț, dar... Mai avem un picuț de trăit, că suntem morți, toți. Mai avem, mai avem. Băi, eu... Uh, sunt unele chestii pe care le blamez pentru că, uh, legat de fibra noastră națională, pentru că e strict chestie de voință colectivă și efort colectiv. Pe de altă parte... Lăsând alea, la o, o, lăsând alea la o parte din discuție, e și un context social foarte ingrat în care sunt românii. Și în principiu da. o să pară foarte prețios ce zic acum și vă rog să nu înțelegeți greșit. Dar noi ca popor suntem și săraci așa. Băi, suntem, îmi pare rău, dar sunt săraci, adică, duhul, suntem săraca. Adică... toate cu duhul, suntem cu duhul. Sărac cu duhul are altă conotație, nu e că... Sărac cu duhul e interpretat total greșit. Sărac cu duhul conform conotației biblice înseamnă cu totul altceva. Fericiți cei sărași, virgulă, cu duhul. Noi vorbim de înțelesul, le, le, să zicem, Asta... comun așa, al cuvântului, al expresiei. Ăsta laic. Like. Suntem Bun. laic, da. Suntem, nu, suntem cumva un neam care s-a dus așa, de-a lungul istoriei, cum a bătut vântul. Trădători. Am Așa avut este. niște acte de bagabonțeală... De-a lungul istoriei, cumpli de multe. Care. <laughs> multe. multe. Da, și... e e... La noi. Și puturoși. Cred că despre asta. De acolo cred că începe totul. Neam de putori. Asta, îmi pare rău. Sunt româncă. Sunt mândră că sunt româncă. Uite, când vorbesc despre România în străinătate, le spun tuturor, bă, sunteți nebuni. Bun, noi am avut oameni. Noi l-am avut pe brâncuș. Care mă? Păi francez. Alo. Brâncuș e francez, da. stați mă puțin, știi, Ruț. Băi, termină mă. Băi, noi am avut... Brâncuș este un om săracu care atât de mult s-a simțit marginalizat da. aici. Când a avut prima expoziție în afară și s-a dus cu lucrarea pasărea în zbor, care era o bucată de metal îndoită, efectiv, care este însă și epitomia simbolismului în arta contemporană, în contextul în care nu prea mă pricep la arte plastice, dar sunt unele lucruri pe care dacă le înțeleg, le înțeleg. E, lucrarea e una dintre puținele pe care le înțeleg. Un critic și cenzor al Partidului Comunist în momentul ăla a spus că este o lucrare extrem de infantilă, fără niciun input artistic și că este la nivel de artă naivă pe care poate să o facă orice artist popular al, uh, da. care să servească în direcția proletcultismului, înspre propagarea construirii comunismului și a omului multilateral probabil, dezvoltat. Okay. probabil și noțiunea asta de, de comunism. Noi am înțeles-o greșit. Mă gândesc. Adică încerc nu, s-a implementat... Că... Nu, e mă, ca la a fost George Orwell, mă. Toți oamenii sunt egal, doar că unii sunt mai egal decât alții. Aia a fost singura nu, da, problemă da, la știi, comunismul de la noi. Însemnătatea conceptului este unul, hai să spunem, politică corect. Pe de cealaltă parte, exact cum ai zis și tu, provii dintr-o familie care a prins schiag în comunism. Da? Și a fost una din familiile iubite de Ceaușescu la masă cu conducerea Partidului Comunist. implicare eu... în politică? Nu. Nu. Tatăl meu a fost uh, cumva uite, un ateu convins, tot datorită fricii de comuni datorită fricii față de Partidul Comunist, care Știi foarte bine, nu? Da, au distrus biserici. Normal, adică da. nu numai că erau agnosi sau atei, erau uh, anticreștini, da. asta e altceva. Era cumva hilar căci mama mea, profesoră de istorie-geografie, și aici o mare diferență între orice uh, lăutari, nu, lăutarii sunt minunați, orice Dizeaz. căsăreț care își face pe, cum se numește asta, pe sintetizator. Uh, Eu măbile. fac pe sintetizator, mă face mai puțin artist, Uh, nu, e o întreagă cultură, și acolo pe care trebuie da, să o înțelegem. Păi nu, dar dacă tu nu poți, ești afon ale muzicii, dar ești acest incredibil talent și vocea de aur a României, trebuie să facem puțin diferența între dj DJ care creează muzică pe sintetizator, nu? Așa. Foarte bună, e loc pentru toată lumea pe, pe pământ, și o voce de aur a României. ții minte, Mili vanili. Mamă, era ceva mili, fenomen, mili, fenomen mili, vanil, internațional. Nemții de culoare săraci. Bă, da? Săracii da. erau nei ca nimeni pe stradă. Tu deci. știi că unul dintre ei s-a sinucis <coughs> din cauza scandalului, iar celălalt între timp a învățat să cânte și acum cântă extraordinar de bine? i-am păi, văzut, au venit în România. Unu din unul dintre ei, dintre că celălalt ei... sărac. Da, dar înțelegi, adică, nu știu, eu am stat lângă un om care a trăit muzică, a Trăit numai pentru muzică, mama mea. Mama mea care a făcut conservator, care a cântat toate zonele României la fel de bine. Stai că-mi eu un tip din ăsta care a spus ce? Ești tolteancă? Alo? Ești româncă? Tu mă înveți mie, el fiind ardelean, tu mă înveți mie să cânți fiecare zona României perfect. Știi de ce a fost Maria Atanase primul star de la noi? Mm. Pentru că a avut manager evreu, tot de la management care a fost și sos de altfel, care a venit cu state of mind-ul ăla și nu, nu e nicio conotație rasistă în ce zic acum, dar managerul a înțeles foarte bine diversitatea pe care trebuie să o prezinte Maria Tănase, având calitățile vocale pe care le-a avut, a spus, e păcat să irosească. vom puncta fiecare regiune și folclorică, da. și de muzică, și de muzică contemporană, de altfel. Motiv pentru care Maria Tănase, dacă stai să te uiți așa un pic, la, în timpul ei, avea un hit în toate zonele muzicale. Da. Minimum hit are din toate zonele muzicale. Asta și foarte făcut, divers da, de fapt. Asta a făcut mama mea într-adevăr împinsă de tatăl meu și asta a făcut. Și atunci normal că era din start altceva față de toată lumea. Tu crezi în ideea asta de power couples? Da. Pentru că... Da. Tocmai ai vorbit de un model pe care l-ai avut în familie. Băi, cu tot respectul acum, lăsând peste toate ups and urile astea și sinusoidul de asta care e viața, nu, că tensiuni inerente pe care avut, tensiuni pe care le-ai avut cu, cu reghe, un gen muzical. Așa. Băi, la un moment dat, tu promovai și autopromovai ideea de power couple, adică da. lăsând la o parte toate chestiile astea de suprafață, probabil spuse și pentru că ești o tipologie mai sanguină, că ești, adică văd roșiața din... Au fost momente în care te-am te -am văzut la televizor și era roșiața aia în ochi. și că o să schimb canalul pentru că eu, eu, nu reacționez bine la violență, la agresivitate, chiar dacă e îndreptățită. Și da, aia sunt așa un... Eu am o zonă de asta de reziliență la care orice tip de agresivitate se lovește ca de un zid și nu... nu, nu percutez la ea, absolut. Înva... O vezi din punctul tău al bărbatului, da? care este chiar mișto să fie așa calm și să aibă zidul ăsta, să nu. Da, bă, eu sunt foarte leilor, da. Știi? Ok. Când e singur, singură, ca femeie, și cumva lupți, cum luptam eu, pe toate fronturile, eu aveam câte un război deschis pe fiecare front. Și, uh, Vreau să vorbim despre primul război deschis uh, pe care l-ai avut. Știu că ăsta cel mai... Reghe cam a fost. De ce? Pentru că atunci când el a apărut în viața mea, eu eram în zona în care semnasem jucători. Așa. Da? Cunoscut, Ana Maria Prodan, îți dai seama, televiziune, eram peste tot. Cumva știi... Uh, Băi, oamenii... recunoaște drept, te-a fulgerat când l-ai văzut sau nu? Strica iubit, femeie. Eu l-am iubit pe Laurențiu Reghe cam mai mult decât m-am iubit pe mine Enorm E că fără limite Iar la mine, eu când vorbesc de dragoste La mine dragostea Nu e știi, au trecut 5 ani, a murit dragostea La mine dragostea crește în fiecare fracțiune Stam, de Stai că e diferență între dragoste și iubire Ai... Pasiune Așa, pasiune, pasiune. Zii, La domeni. mine, uh, devotamentul, pasiunea Tot ceea ce vrei tu creșteau uh, față de familia mea, de copiii mei și față de Laurențiu, în fiecare secundă. Că era ceva, o construcție din asta, unde eu mă înhămasem, nu vedeam stânga-dreapta, nu auzeam absolut nimic. E bine așa? Hă, cred că așa am fost construită. Nu știu, uh, nu știu cum e să fie altfel. Și ăsta e un răspuns. Nu știu cum este să fie altfel. Uh, în relația pe care astăzi o am, merg pe același drum. Cu toate că astăzi am lângă mine alt gen. E că atunci eu am luat de aici de undeva de nici nu vedea nimeni și am construit. Am avut noroc cu Laurențiu atunci că ce-am explicat trebuie să faci asta, 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 n-ai școală, n-ai nimic, n-ai, nu poți să vorbești, nu poți să faci, e dezastru. Te mănâncă toți. Cum ai scos capul, cum știai, ai văzut... Dar și atunci copia. care a fost triggerul dacă a fost atât de jos? Adică tu fiind alfa Okay. Nu, eu fiind un om care învățase să construiască... Stai, domnule, pe ce zonă te-a lovit, uman, dacă spui că era a. atât de jos? Nu, el a... Știi, eu cred astăzi, dacă mă întreb, că nimic nu este forever. Că nu trebuie să ai așteptări de la nimeni, că trebuie să fii un om bun din toate punctele de vedere ca să te mulțumești pe tine, în primul rând, da? da. Uh, cred că am avut așteptări foarte mari atunci... Cu, uh, luptând cu atât de multă lume, cu tot fotbalul românesc. Eu eram Ana Maria Iuzbuna. te-ai îndrăgosti lumea. de Reghe Campul potențial? Da, da, Sau eu, de Reghe Campul am... care era atunci? Nu, nu, nu. Păi, nu aveam atunci. N -aveam. Deci tu te-ai îndrăgosti de o proiecție pe da. care ți-ai făcut-o tu. Proiecția pe care am făcut-o atâția ani, construcția, planul la care lucram și care Dar se... Dar înainte să se Motiv da. pentru care când s-a rupt. Când s-a rupt, știi, când s-a rupt, s-a rupt când era un imperiu construit, cumva, nu știu, Troia. Așa. Și a intrat calul troian. Și care a fost calul troian? Punctul sensibil al uh, familiei reghe. Bun, dar cum a fost calul troian? Stai așa un pic. I a intrat cumva... Putem să... Dacă vrei să faci referința la mitul Troiei, acolo... Păi... Uh... Domnul Menelau era punctul sensibil. La... Asta e altă discuție. Laur n-a putut niciodată, și asta tot din lipsa educației, venind dintr-o familie întârgoviște de la Văcărești, nici numele satului în ajută foarte tare, <laughs> Da? Așa se numește Băi, râd, nu, Dar rân, nu, așa se numește satul, adică pe bune, știi cum e? Da, bune da, ai intrat în... numele satului. Știi? A intrat în modul ăla de agresivitate nu, pasivă, nu, care e funny. E, e fani. nu e fan. e funny, ești, gata, ești. De acum ce... ai performance de stand-up. E ok. e funny. El, neavând fundația asta foarte solidă pe care o să pot să ridic ceva măreț, un zgârie nori, informația pe care o primea de la mine, de la familia mea, era ceva, cred că veneau ca niște ciocane peste el, imposibilitatea de a reține absolut totul, cu toate că a fost ca un burete. Adică el și-a dorit tare mult, că și noi am avut o discuție. L-a luat Virgin. Nu, nu, Virgin. L-am luat cumva pe final de carieră, foarte rău momentul, bolnav, avea probleme mari cu ficatul, deci nu mai putea să joace fotbal. Uh, blamat din toate părțile cu meciul ăla la echipa națională, ceva rău, deci, doamne. A fost cam de, până și eu care nu mă pricep da, la da, fotbal, ți Da, a vorbea despre da. cea mai mare nenorocire a unui meci de fotbal la echipa națională. Două momente, da, da, două momente minte, autogol da. din Franța al lui Nicoliță și reguilor. Și ăsta, da. da. Așa, cu o imagine din toate punctele de vedere boțită, distrusă, ruptă cumva un challenge pentru mine, că și toată lumea, toți prietenii mei din fotbal, să băi, Ana, băi, ești nebună, băi, lasă-l dracu, n ai ce să faci cu el, băi, e pavu, băi, e... mam. Deci mă îndrăjeam și știam. Deci de atunci știam, zic, bă, ori iese ceva fabulos, ori să alege praful definitiv. Știi? A fost un challenge personal, da. așa ai zis, ia să-l să-l croiesc pe da. acum bă, Dacă toată lumea zice că e prost, eu o să fac ceva minunat. că deci, na. Dar nu ți se pare că e un pic ciudat că te raportezi ca și cum ai fi luat un caz caritabil? Păi așa a fost. Știi că chestii caritabile fac? Vin din mine. <gură> nu, a fost o mândrie. E ciudat pentru că o... a băi, a tu te-ai dus acolo. Da. Tu te-ai dus acolo. Da, nu, a fost un proiect. Am știut întotdeauna că fiind fără putere financiară, fără nume, fără sclipire foarte mare, fără un talent uh, mutu, de exemplu, am știut întotdeauna că există posibilitatea să mă ia pentru faptul că sunt Ana Maria Prodan și este acest interes. Coerența nu e panajul podcastului ăsta și ai zis uh, mutu. Băi, la mutu era ceva magic când era da. pe teren. Era supranatural. Repet, eu nefiind neapărat atras de fotbal, și asta eu când l-am văzut pe Adrian Mutu prima dată, am zis: "Fa! Da. era. copilul teribil al fotbalului românesc. Ce l-a stricat? Anturajul. Faptul că Cred că asta a... e o discuție pe care ar fi mult mai fersă. Ia, Anturajul ia. Te fers. strică să știi. Uh, Momentul acela în care familia nefiind în lângă el, că ce are niște Dumnezeu să ierte pe mama lui că a murit, tatăl este în viață, are niște părinți, a avut niște părinți minunați. Aparte de restul părinților, copilor copiilor talentați din fotbal, care săraci, stăteau pe la cuca măcăi, nu știau unde e copilul, a plecat, cantonă, nu, nu, nu știau. A plecat unul de acasă, bine că a plecat, că mai rămas așa. Dacă trimitea bani acasă, stăteau da, liniștiți. Da, când trimitea bani acasă, atunci era ok. Dar dacă nu mai trimitea, se scăpau de unul din cei șase. Știi? Genul ăsta. Adi a avut parte de altceva. Adi a greșit și noi am avut de multe ori discuții. Cumva cred că tot mentalitatea asta care, la care trebuie să, lupt, să lupte și să schimbe um, dascălii noștri din copilărie. Uite, n-am înțeles niciodată, fac o paranteză, de ce copiii mei au crescut, s-au născut în America, au crescut în America. Mergeau la creșă și la grădință în America. În fiecare să mă enervam foarte tare că nu ajungeam chiar la ora 8 fix când se cânta imnul în picioare cu mâna la inimă. Da, stai, doamnă, că am prins și noi cântatul de imn. Stai, acolo cântatul imnului nu era o chestie că te obligă doamna profesoară. Nu, cântatul nu, cu imnului convingere. era o convingere, era o explicație pe care ți-o dădea profesorul și fiecare copil de 3 ani, da, era mândru că este american, era mândru de tot ceea ce însemna imnul național. Păi eram așa zi, Doamne ferește, indoctrinează de mici. Nu, le implementau de mici toți profesorii, fiecare profesor, mentalitatea de învingător. Nu mă dăuat. Păi nu contează cum te îngenunchează viața, tu te ridici mergi mai departe. Românii n-au parte de așa ceva. Românii, cum vorbeam, cum am început uh, emisiunea, românii. fi modest. Pași din gură, lasă capul în jos. Să nu te faci de să râs. Nu te, să nu ne faci de râs. Mai grav. Mai grav, Pui da. pe umerii tăi și neamul. Dar nu-ți se pare că eu generație acum, Mie îmi plac foarte mult ăștia de 19-20 de ani acum. Avem doi dintre ei chiar aici de față. Doar că stau la butoane acum. Și eu iubesc pe ăștia mici pentru că mi se pare că au scăpat de blocajul ăsta pe care da. le aveam noi. Și pe care l-aveam insuflat. Bă, să nu te faci de râs, să nu ne faci de râs. Corect. Așa mă uit la fetele mele. 25, 24 și cel mic face 16 ani, la fel. Fără inhibiții, uh, open mind, uh, lumea aia mea. Eu când au făcut ei 14 ani, am zis așa, fetele. Câți ani ai, Rebecca? 14 mami fac. Afară. Cum afară? Afară. Păi, unde mă duc? În America. Te duci în America la boarding school. Dacă n-ai învățat și t-au dat afară, nu vezi un leu de la mine. Nu că nu te mai bag în seamă, nu mai ești copilul meu, că este simplu, adică exact aia o băgăm, mă faci de râs. Tu vezi din ce familie vii, tu trebuie să duci mai departe. Deci eu am preluat de la familia mea și am ridicat și tacheta, tu acum o ridici. Nu poți să fii sub mine. Nu? Că vezi ce bunica ai avut, vezi ce străbunic ai avut. Cum facem? Și cumva când își făcea bagajul, nu o să o uit toată viața, era seară, și făcea bagajul a doua zi, pleca în America, nici măcar cu mine, să o însoțesc. Nu, pleca un soțitor de bord. Da? Și era mami, dar când vii la mine? Când meriți? Păi cum? O să înțelegi. Așa mi-am crescut eu copiii. Regim militar. Cum taflă. au crescut pe mine? Se, cum se... Ca afară. Regimul taflă. E ah. foarte discutabil asta. Da, cumva, da. Acolo, la ei la 18 are oricum zbor de acasă, adică nu mai. Nu, la, la 16 e sui. La 16 primești. La 16 ești gata, poți să conduci, poți să duci la muncă, n-ai niciun fel de treabă. Poți să muncești de la 7 ani dacă vrei. Da, da, bine. La 18 da, te trimite de acasă. Dar la 18, nu mai ai nicio legătură cu familia. Căci trebuie să-ți înființezi propria familie. Eu m-am supărat pe când mi-au făcut exact așa, la și? 18 Și ale mele. Da. Și mele s-au supărat foarte tare astăzi. Am adus-o pe Sara în podcast la mine tocmai după atât de mulți ani, să-mi explice ce a simțit. Și mi-a spus. Te uram atunci. Era normal și era firesc. Cum și eu am urât-o pe mama mea, cu patimă. Toți ne-am urât părinții în da. adolescență. Dar, Hai să terminăm cu prostiile. În adolescență? Da, normal. Dar vezi, când ne spune copilul tău, care astăzi este pe picioarele lui și face performanță în meseria pe care și-a ales-o, uh, <coughs> Sara joacă în echipa națională a României. Sara a făcut a fost unul dintre cei mai buni copii și mă mândresc cu chestia asta. Ce joacă? Basket. Așa. Copil care n-a avut copilărie. A avut numai antrenament, numai școală, a fost la AMG Academy, una dintre cele mai reputate academii. E din bine America. asta? Da. Da. Nu, 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 nu. să privezi un copil de copilărie. Da. Hai să spun de ce. Cu ce te ajută că dai copilului tău această libertate în a prinde fluturi, da? Și nu se prinde nimic de ei. Moare tata, mama, și ei se apucă de droguri că și nu știu ce să fac altceva, de urolac, că nu bani este de droguri. Ce spui tu acum, e o anomalie statistică și nu între în general. Pe de altă parte, un copil lăsat să-și dea seama exact ce vrea, ajută foarte mult în procesul de cristalizare. Pentru că este cel puțin la fel de periculos copilul să devină întruparea propriilor tale proiecții legate de okay. ce ai vrea tu să-l vezi în viață, și să ajungă la o criză identitară ulterioară, când începe să-și capetea, autoconștiența. Și nu zic eu asta, zic, băi, în dezvoltarea psihosexuală freudiană sunt alea trei etape care sunt foarte clare. O. și Faza falică a dezvoltării sexuale a individului este extrem de importantă pentru că își dă seama de preferințele sexuale. O. Din nefericire, atunci apare și complexul la edipian, dar asta e altă discuție. Dar cristalizarea interioară a unui copil este un proces care... În principiu, ca să fie foarte corect și să nu șurască copilăria mm -hmm. și să nu apară traumele ulterioare în urma unei dezvoltări defectoase în copilărie erectă în adolescență. Mm -hmm. uh, trebuie să fie un proces natural și Cred. cu cât mai puține intervenții externe. Păi tocmai de asta am trimis-o la 14 ani la liceul la IF Academy la New York, boarding school, cum am spus, ca să-și dea seama în cei 4 ani. Ce vrea să facă? Ce-și alege? Singură. Nu i-am întrebat ah, odată okay. ce vreți. Nu a nu. părut că ai lansat-o pe direcție când nu. ai zis asta copil fără copilărie. Eu când aud asta nu. sunt așa. Copil fără copilărie la modul Copil Raportat... fără copilărie a fost și Michael Jackson. <sus> Britney acolo, Spears. Și acolo este o chestie discutabilă. Și eu am fost copil fără copilărie. Dar eu m-am distrat în copilăria mea mai mult decât o fac astăzi o mie la un loc. De ce? Păi normal. De ce? Și ți spun. Uh, am avut câțiva ani la Dăbuleni, lângă Craiova, unde alergam, nu știam de capul meu, nu învățam nimic, eram la grădiniță, în grupa mare, nu știam nimic. Nu, știam nu sună mult mai bine decât Văcărești, Dăbuleni, să știi, Sunt deși... Frumos. Dăbuleni, Cea mai mare comună, cel mai mare oraș. Da, da domnule, Acum? că de acolo pe penea bun e altceva. Da, da, adică nu sună adică mult mai bine una. decât Văcărești. Nu, da. de nu, nimic nu sună mai rău ca Văcărești, crede-mă. Am bă... câteva idei. Este înârgusa <laughs> și, unde și, da, da, undeva și, pe lângă galați, eu okay, Și nici nu poți să răspunzi. Că rimează altceva, știi? Da, da, da. Dar uh, la mine, uh, ca să fiu așa directă, a fost, uite, vă dau în mână să alegeți o 100 de variante. Cum am făcut uh, tot o paranteză, cum am făcut cu cel mic. Îți place fotbalul, joci fotbal, bravo. Ce se întâmplă dacă te accidentezi? Păi eu mă fac ca antrenor. Prietene, dacă te accidentezi, intervin foarte multe lucruri pe plan mental, a, uite, o să, și sentimental, urăși fotbalul, sunt multe, că zic, eu trăiesc în mediul ăsta. Hai să și tu puțin. ai te accidentat, adică da, ai avut tocmai asta. Și asta, hai de cumva să o luăm spre actorie. Hai să vedem dacă ești atât de dezvolt și de mișto, dacă te simți bine. Nu vreau, nu vreau să aud. Alo? nu încoace te duci și dai probă pentru, pentru uh, acest rol, în acest film. Nu, 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 când l-am zgudui puțin, căci nu trăim după, sunăm la 9 Da, a avut ceva în comportamentul lui care te-a făcut să intuiești că ar putea să se ducă natural spre actorie? Da, îl văd, îl aud cum cântă. Perfect, perfect. O voce, cred că din tot neamul, dacă moștenește cineva pe maică mai e Fimiu. Dar, Știi cum e? băieți, râd băieții de mine dacă mă apuc să cânt. ce e asta? Este nu există. Numai, la ăștia nu mai, nu mai e faza asta. E, uh, și atunci am zis, te duci și dai probă pentru rolul ăsta și nici nu vin cu tine. Ce să vezi? Și nu vin cu tine nici dacă le ieși să te văd la filmări. Am vorbit cu Iura, mi-am zis, cât, câți copii sunt în comedia în care joc eu? 12. Te rog ceva. Vreau să văd dacă piticul meu are o unime de talent din cât am avut noi așa toți la un loc. Aia dacă a terminat carte, are talent. Eu dacă am făcut, eu tot tonița, tot acolo am început, tot de acolo. Adică, hai să vedem dacă s-a lipit ceva și de asta, știi? Până la urmă și taică a fost și a avut talent și taică nu? Și atât mi-a zis Iora, ce băi, ești nebună. E fabulos. Deci și nu ți-o spun, că nu mă interesează, că am academia mea de film, de copii, pot să-mi adun de acolo ce vreau. Și am zis, băi, nu o zici la mișto? Cu tot respectul de parte, Băi, eu sunt foarte sincer, mai ales. Eu sunt mare consumator de film. Iura Luncașu este departe de a fi unul dintre regizorii preferați de la Bine, mea. acum așa Din potrivă se... chiar, da, asta da, e bine, acum discuție. tu știi cum e, că fiecare s-a axat. Deci eu cred că în România, când au apărut telenovelele, da, eu cred că inima de țigan a făcut ceva uluitor, niște cifre uluitoare. Nu știu cine va putea egala telenovela aia. La Sfirbinți a depășit cu mult. Bine, la Sfirbinți este alt gen mai pe este postia... tot un produs de televiziune da, comercial. Da, îmi place, îmi place la sfârșit. Și umorul e fin și mișto, îmi place boncea foarte tare, adică e, știi? Dar, cum uh, a zis, mă, bă, poate să facă meseria asta. este un regizor care putea să spună, Ana, e praf, nu, te faci de râs. Căci raportul ăsta l-avem, prietenia asta, băi, e prost rău, nu poți. Nici. Hai, hai să o lămurim că mai avem și treaba asta cu dacă nu făceai film acum, nu te prindeam, nu, era foarte greu. Nu, era... Nu, de ce? Sau, bine, nu nici n-au întrebat. întrebat ce e drept. Adică suntem și masoneria corectă, că Auzi, avem prieteni comuni. Da, dar să știi că percepția Ana Mariei Prodan, apropo, da, numele meu se scrie împreună și gramatical este Ana Mariei. Că toată lumea are o problemă, mă corectează. Știi? Alei da. Maria prieten, Ana Maria, într-un singur cuvânt. Toată lumea m-a perceput cumva nebuna asta care a venit să spună că face ea istorie în fotbal, nebuna asta care sare la bătaie și de acolo am început și n-am terminat că mi-am adus aminte ideea. La mine e foarte simplu, dacă văd că n-am cu cine și că nu ai ceea ce trebuie, știi, nici în pantalon, nici în creier, îți arăt că și pe partea asta de bătaie și de frică, dacă n-ai respect, mi-l impun. Și cum pot eu să-l impun, da? Mai activez și în zona asta, că mi-am deschis cu cumnatul cu, cu, cu meu, care este fost luptător de Muay Thai, mi-am deschis și federația de jujițul brazilian, ca să se înțeleagă, Că nu! Și uite, spun în Deci jucător de fotbal brazilian nu-l luăm aici, nu, dar jujițul brazilian, brazilian, brazilian este lor. Este, este ABC-ul uh, luptelor. Adică era altceva. Acolo e altceva. Într-adevăr, jujițul brazilian este altceva. Fotbalul este altceva. brazilian, o mizerie. Nu, nu e mizerie. Nu, nu. Bra fotbalul <laughs> brazilian este plin de talente, că sunt miliarde. Cât sunt, diago, Milioane. De ce crezi Îți că în Brazilia... mentalitatea aia. A okay, omului da, e da. foarte mic mic din toate punctele de vedere, care atunci când face un pas și de la zero barat, familie, fără bani, fără bani să mănânci, să pui acolo, să împarți măcar o bucățică de pâine cu frații, când vii aici și iei 10.000 pe lună, că vin din Liga 3-a Brazilia, dar românii nu sunt ok, nici dacă au jucat o viață în Liga 1, că sunt români. Bă, noi ne bajocorim. Noi românii ne bajocorim între noi. Dar avem pretenții să ne respecte toți. Știi cum e? Păi cum să dau unuia de prin Liga 4 a Brazilia care n-a jucat pe nicăieri, dar e talentat, că asta este, aria de selecție este foarte mare, îi dau 10 10.000, dar nu-i dau ăsta care are o viață în Liga 1 în fotbal. Că e român, dă în pizza, mă, să ăsta acceptă și o mie. Acolo, aia a fost o meu și am zis, băi, stop, nu, no, nu vă lăsați, mă, bajocoriți. Mă, eu când ieșeam, când mergeam la televizor și spuneam în, în emisiuni în direct, Bă, jucătorii mei stau cu capul sus și în fruntă, cu vorba, cu fapta și cu privirea pe toată lumea. Nu contează că e becali. Nu contează. Și dacă vi se întâmplă ceva, nu veți pierde niciodată, eu vă promit. Câți manageri spun, uite, din 2006 n-am pierdut un singur caz. Unu, mă, unul. Nu știu, nici cu cluburi, nici cu jucători. Măi i-am nimicit, i-am intraliat pe toți. Păi, e normal. Cum vreodată eu care fac acel contract și îl fac pentru tine, de ce îl fac pentru tine? Nu că te iubesc foarte tare, între ghilimele. Pentru faptul că amândoi trebuie să câștigăm. Că ce eu investesc în tine, îți fac un contract perfect și eu milioane pe spatele tău. Dar care e cel mai profitabil promovezi? jucător pe care l-ai avut? Hai să Stanciu, vorbim. Stanciu, de departe. Stanciu. Nicolae Stanciu, numărul 10 al echipei naționale, cumva astăzi, din toate punctele de vedere, cel mai educat, cu bun simț, dar bun simț în adevăratul sens al cuvântului, cel mai muncitor și învingător al vieții, după trei operații, genunchiul distrus, este astăzi numărul unu. Mai greu întâlnești, mai rar întâlnești așa ceva. Care e locul în care se află fotbalul românesc acum? Oh. Și întreb asta având în cap și gener generația de aur. Băi, e mitul ăsta al generației de aur. Este Bă, un mit deci care este foarte să mult să umflat. vorbim de chestia asta. Deci eu numiesc bube pe față direct. Deci oamenii ăștia trăiesc din amintiri. Bă, e patetic. Bă, este. trăim dintr-o cupă câștigată acum câți ani? 38? 86? Da, câți Așa. ani? Băi, ferească Dumnezeu. Măi, eu nu zic faptul să nu, aducem, să nu ne aducem aminte cu drag. Bă, dar noi facem... Uh niște, nu știu, marșuri din astea așa pe străzi, se oprește timpul în loc, mamă cine am fost nu Nostalgia e foarte cine. periculoasă Aoleu. Nostalgia Aoleu. și când am zis mi-au sărit foarte mult în cap Spre exemplu, eu nu sufăr evenimentele astea cu nostalgia Fai, cu astea unde la, fel. Deci la 40 de ani să mă duc să ascult o muzică care nu-mi plăcea nici la 12 dar trebuie să-mi placă la 40, de ce? Că am băgat o mână la salată la 12 ani, prima dată când era Coco Jumbo pe radio nu, nu, nu. mi-a plăcut nici atunci, nu-mi place Când? nici acum. Pe de cealaltă parte, aici nostalgia e un pic mai îndreptățită, că fotbalul românesc era și după ce în 81 un pic Craiova a ajuns unde a ajuns, Bine. după aia Bine, în 86 s-a întâmplat să cu steaua. Crești, mă, nu să-ți aduci aminte. Mamă, ce jucători am avut! Păi și ce avem? Hai mă să vorbim și de ce avem. Aia s-au dus. Bă, da. au rămas legende. Bă, Uite bă, Hagi, bă, care brav. se chinuie să facă pe pinieră și i-a sărit toată lumea în cap lucru pe care nu am înțeles. -o. Nu, acolo e o altă discuție. Nu, acolo Hagi e, legendă, nu prea are curaj nimeni. Tu vezi, sunt pișercoși toți. Toți. Băi, dacă te uiți la fotbalul românesc, dacă mă uit la ei, bine. Deci dacă... Mamă, deci sunt, îmi place să cred despre mine că sunt un om foarte educat, dar i-aș lua pe toți și i-aș da cu tâmpla de Uite așa, de bordură, că poate mai salvezi ceva din ei. Știi? Poate să mai mișcă puțin creierul, nu știu. Bă, n-ai cum. Mă, să-ți fie, ție frică. O Hagi spune foarte multe lucruri mișto. Bă, cum foarte poate mult. el spune lucruri la, despre fotbal? Că el nu poate să le explice... Pe înțelesul tuturor? Explicația mai foarte simplă. Eu cred că șirul gândurilor lui Hagi depășește cu mult Pro capacitatea de a le verbaliza. Probabil. El da, gândește este. la fel cum juca fotbal. Da. Pe și decizie vin poate, foarte bună, pe bravo. cea mai bună decizie rapidă. Da. Și atunci corect că nu ies, că vin unele peste altele și se întrepătrund. Da, ies la un moment dat da, niște chestii care da. s-au transformat în meme. la care inclusiv eu am râs. Omul corect. e o ființă umană, e senzațional. Corect. E, acum. Asta spun, că lipsa școlii și a educației, oricât de talentat ai fi, la un moment dat, îți, știi cum e? Te ajunge te blochează, din urma, da. Te ajunge și te, te ține de picior, te trage de picior, nu mai înapoi, niciodată înainte. Da? Eu întotdeauna... Repet, fotbalistul meu preferat e Eric Antona, care da, avea bine, coaie atunci pe atunci toate de planurile. Nu vorbești de altceva, vorbești de o legendă în viață. Cumva, care a dat exemplu, care a fost exemplu de generații peste ăla generații. La comparativ, deci Eric Cantona, comparativ cu tagma hiperintelectualilor din România. Și când zic hiperintelectual, da. zic hiperintelectual. Este mult peste mulți hiperintelectuali de la noi. Corect. Uh -huh. Eu l-am văzut pe el discutând niște chestii la un moment dat. Uh -huh. uh, nu avea nicio legătură cu fotbalul, interviul respectiv. Era la nu știu ce post francez și vorbea. Uh, el e foarte mare fan să... Constantin Noica. Bun, și fix ai înțeles. Despre asta ai înțeles dacă, uite, dacă spui Noica, se uită lumea la tine și te întreabă probabil 80% ce drept cum ce, ăsta pe ce parte a jucat? Asta da, vor am da. întrebat toți românii. Bă, pe ce parte? Era că... la sportul studențesc pe da. vremuri, dar nu știți voi, ha. a dispărut ha. echipa Corect. Dar, uite, îți place Ibrahimovici de exemplu, care, tot un învingător al vieții, rebel, dar cumva promovează un alt gen de self confidence așa. L-ai văzut? L-am văzut, dar e destul de conținut așa Ibrahimovici adică când îmi plac foarte mult oamenii care atunci când se sparg chiar înseamnă ceva. Adică Bun. când explodează, asta e o chestie pe care o ai și tu cumva. Băi, când explodează înseamnă chiar important. Adică e important ce are de zis. Ăsta e motivul pentru care când Hagi vorbește, o să atent. Chiar trebuie să fii atent când vorbește Hagi și asta nu spun cu nicio umbră de stand-up comedy. O spun exact cum ai spus și tu și să știi că și eu de multe ori eu cred că sunt singur om din fotbalul românesc, nu cred, sunt singur om din fotbalul românesc care atunci când ceva a fost hilar, am râs și am, am încercat să explic și... Badului de râs, da? Da? sunt de râs, hai să spunem singur om eu. care a vorbit și a explicat fie că a fost vorba de. și l-a tras de urechi pe ori pe președintele federației, ori pe Gigi, ori pe. ăla, ori, adică pentru mine, mai să nu depinde niciunul dintre ăștia. Căci eu le-am explicat tuturor și le-am și făcut demonstrații de forță, așa, și în forță, că-și dacă eu am un jucător, niciodată jucătorul ăla, nu o să facă împotriva mea doar ca să, nu știu, doar că e frică de Gigi Becali, de exemplu. A făcut unul și l-am dat exemplu, la nivel național și internațional. De cine vreau? Man, de Rizman. A, așa. Adică eu sunt ca o mamă, să spunem, pentru toți și ajut și tratez, credem, mă exact cum îmi tratez băiatul. Că cei au de mici, nu? Când ai simțit prima dată și din partea cui că deranjez foarte tare femei fiind implicată în fotbal? Oh, am deranjat din prima secundă în care am apărut că cei râdeau când se uitau la interviu și mă întâlneam. Mă iubeau așa că era Ana, mamă, ce tare! Păi, și a venit și Ana. Bun. Se gândeau probabil că vine Ana, o mai bagă pe sub masă, la vreo petrecere, mai dau cât o sută. Cum se practică și s-a practicat întotdeauna, știi? Și gata, la o petrecere o luăm pe Ana, toți. Și eu am zis, stați, bă, că vă iau pe toți și vă dau cap în cap de nu mai știți cum vă cheamă cu buletinul în mână. Și încet, încet, când au început să mă descopere, mama mai spus ce facem cu asta? Mama, asta e deranj, nu e bună. De ce, de exemplu, n-am niciodată, nu mi-a propus, nu știu, uite, cineva, îți dau un exemplu că vine acum în, în, minte, bă, de ce n-a zis unul, băi, vină la Federația Română de Fotbal, că am făcut o generație super mișto, au încercat acum și fac o generație foarte mișto, cu antrenori tineri, cu din ăștia care au curajul să spună tot ceea ce gândesc. De ce? Că -și nu pot fi controlată căci nu mai are nimeni la mână cu absolut nimic într-o viață, lucru care e unic, crede-mă. Foarte greu, da. greu că n-am făcut niciun compromis, n-am avut nici de ce și pentru cine și nu e în ADN-ul meu așa ceva, nu poate nimeni să-mi ia nici de aici, nici de aici, nici de aici. Eu, e foarte simplu. Băi, ai furat? Da, la pușcărie. Băi, eu sunt și extremistă când vine vorba de corectitudine, adică pe dreptatea mea mor cu tine de gât, dar am, știi cum îmi păstrez pe ultima sută de metri, forța aia să te omor întâi pe tine. Și pe urmă mor și eu pe lângă tine, aia, ce să fac. Dar măcar am avut dreptate, știi? Așa am crescut. Da, ai avut momente de-astea punctuale în care simți că ești aproape de momentul ăsta? Da, da, e cum? Doamne, câte război am avut. Gândește-te că au plecat după mine cu mașini, m-au amenințat cu pistolul, s-au pus în fața mașinii, bodyguarzii lui Ion m mă apărau, De deci ce erau nebuni? A fost o nebuni. S-au dus după Stai fetele uite, mele la adică școală. lui Ăsta da, e titlul da, foarte bun. Deci m-au apărat bodyguarzii lui Iliescu Da, 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 pe vremea aia erau uh, bodyguarzii președintelui României uh, și pentru că a fost un caz atât de mediatizat și s-au dus la uh, International School of uh, Bucharest peste copiii mei, niște țigănuși așa cu petarde, cu dalea, vă iau, vă omor, vă... trimiși de niște neaveniți uh, care credeau că sunt mafioți. Văzuseră trei filme, erau leșinați la nașul cu popcornul mâne, s-au gândit că sunt nașul, știi? Și stai să mă, că am stat așa, m-am uitat și am zis, doamne ferește! Nu știu doamne... dacă țineți bine minte filmul nașul, dar nu se termină bine, adică în partea a treia moare fie sa mor toți da, adică da, mortozi, și nu e frate sus Sony e chiar prin, prim primul să duce da. frate la mai mic Fredo ăla e trădătorul familiei păi, uh... moare în Cuba nici măcar nu moare acasă adică... nu moare în patru ține și voi minte vă rog eu ține și ce trebuie minte din păi filmul ăsta cum e a înțeles esența nașului știi a filmului că uite dacă te uiți așa cam toți s-au trădat între ei de acolo, că-i făcut să rei grupul lor, s-au dus toți pe la pușcărie, cine a rămas pe afară? Ana Maria. Când a zis Ana Maria frumos, băie, vă promit că vă iau, am grijă de toți jucătorii voștri, vii au. și când fac vreun transfer cu jucătorii voștri, vă trimit și voi familie acasă niște bani, că așa este frumos și sunt un om educat și... Mamă, ce nenorocită e asta, cum a zis. Păi ce-am făcut? A zis adevărul. Când am cântat eu prima dată, nu no, Când erau toți acești agenți multimilionari. Ți-aduce aminte? Mamă, și eu ca proastă... Când puteam... era cel mai mare agent în momentul în care te-ai apucat tu? Becali. Ok. Becali. Uh... Este în continuare un contender pe piața de management și impresariat în fotbal Gigi Becali în momentul ăsta, în 2024? Da, sincer... Nu, nu vorbim de Giovanni. Ah, Giovanni. Giovanni, noi, pe Gigi era... Stai, stai, stai. La Giovanni, acolo... Giovanni acolo, a fost... Acolo Bine, e era... gangstereală. Acolo e gangstereală. Și gangsterială pe bune. Dacă e o chestie Doamne ferește, nu-ți de acord absolut deloc cu comportamentul ăla și zic foarte Vă superficial gândesc. văzând din afară. E, Bă, dar Giovanni Becali când a trebuit să facă pușcăria, zic, da, domne, facem. Hai să spun cea, n am, Nu, corect. -am, ce, dar uiți că ce plângeau zi, toți zi? pe la pușcărie. Poftim? Adică uite că și a fost pentru mine o treabă foarte mișto, Elena Udra Tot intra în pușcărie fost... și stătea mândră. Bă, stătea mândră și nu scotea un cuvânt și zâmbea așa. Știi, mișto. Păi și plângeau dacă ți-au ce aminte toți. Mamă, toți erau, o lume frică de șobolani. Am văzut niște ploșnițe, am văzut niște gândaci. Nu și Giovanni Becani. Nu și Giovanni, nu știu, că nu m-am uitat la Giovanni, dar Nu, 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 nu că când a fost dosarul transferurilor atunci, când a fost și cu Gica mm -hmm. Popescu și cu astea, că a fost un picuț în... Un... De ce este minta, A fost așa un fier băgat în inimă, așa, în orgolul național, așa, că era un simbol. A, e Băi, e foarte o fină pe... discuția nu, în direcție. Nu hai că ți-o spun eu direct. Părerea mea și-am spus-o întotdeauna. Uh fiind un avocat de profesie, pot să ascult și să apăr pe toată lumea și să fac cumva să... Nu, domnule, moralmente ești am nu Dar, legal. Bun, da, îți vorbesc din toate punctele de vedere. Dar dacă eu, Ana Maria Prodan, făceam transferuri mari atunci, Păi și plăteam taxele la stat de mă, mă în două. Deci, bă, plăteam la zi, semestru. Deci să nu cumva, cum intra factura, te rog. Băi, eram, uite așa, ceas elvețian. Ține minte întrebarea dacă ești de acord cu taxatul progresiv. Da, Ok, uh, și mă uitam așa în jurul meu și mă întrebam și o contabilă. bă, dar bă, cât o să dureze chestia asta, uh, nimeni să nu plătească taxe? Că mi se pare că e țara nimănui, adică poate n-am ridicat niciodată problema, adică n-am vrut să fac greu nimănui, că de ce aș fi vorbit eu? Puteam să ridic de atunci problema, de ani și ani și ani, de zile în urmă. Acum un Gica Popescu, un, o altă legendă și Gica... Uh, Băi, este și de spunem cu cine umbli ca să spun cine ești întotdeauna. Eu întotdeauna când cunosc pe cineva, uite și la tine, când mi-au zis, uite, te duci la el la podcast și sincer să fiu nefiind prieteni noi, că să știi că mă duc numai la prieteni, m-am interesat cine ești. Băi, ia să văd, băi, are ceva în cap, că dacă e vreun tâmpit din ăsta care nu poate să lege patru cuvinte, nu mă trimiteți acolo, mă enervez. Știi, și mă și plec. jur, eu așa sunt. Dacă văd că omul că din și fața, da. adică, na, pentru ce ne facem de râs, eu mă cobor la nivelul tău, tu săracul de tine, nici nu dai seama că m-am uh, cobor la nivelul tău și încerc să faci șmecherii din asta de băiat inteligent, știi? Uh, uh, pornind de la faptul că vreau să să vă și prietenii, să văd care ți-a anturajul, că... care prieten? Ăia cu care umbli. Vreau să-ți văd și eu patru prieteni. Păi stai, că de la prieteni. Patru. Stai că noi, prin prieteni, ne-am conectat. Da. Stai că prin cunoștințe comune. Stai că. Asta spun. Înțelegi? O să, o să explic la un moment dat da. masoneria cu ghilimele de rigoare. Înțelegi, cum s-a ajuns aici? Stai dacă, că nu e așa. Deci, de asta spun că dacă avem prieteni comuni înseamnă că avem idealuri asemănătoare, știi, și suntem învingătorii vieții. căci eu n-am luzări pe lângă mine. Nu-mi plac. Nu-mi plac. Uh, și de asta spun că, păi, atunci când tu ești gică Popescu. Păi, ai jucat la un nivel, doamne ferește, nu? De ce te-ai duce? Trimis, ne trimis, nici nu mai contează. Să duci niște bani, să iei niște bani, să-i aduci, să-i cari. De ce? E grinderul ăsta de la noi, mă. Apropo de mentalitatea americană versus mentalitatea românească, și din nou o să zic o chestie care o să deranjeze pe mulți, dar am mai zis-o, mă deranjează foarte mult mentalitatea de small timer pe care o are românul. Da. Exact small timer recunosc și este foarte ingrată poziția unui om care vrea să pornească un business la noi în țară pentru că și contextul economic este extrem de volatil. Și de multe ori ți-e foarte greu să faci o strategie pe termen lung. Corect. Dar dacă tu scrii un decalog personal acolo al de business-ului, băi, principiile, <coughs> chestiunea cu principiile este că nu trebuie să le încalci nici dacă moare mătar. Așa este. Asta e Asta e o chestie. De asta spun că e vorba și de Vorbeam cu cineva foață. din industria viticolă. Dau total. Și mi-a zis, băi, eu dacă aș face afacere, dacă mi-aș face... Și uh, deținător de mare potcurie, nu o să nominalizez, probabil o să-l chem la un moment dat să povestească. Cât de belită e și situația antreprenoriatul autohton, de fapt. Și a zis, dacă eu îmi fac business 100% legal, bă, fac totul legal 100% nu am cum să am profit. Corect. Nu poate să fie sustenabil. Ce exact. fac? Dar nu numai cei din Ce fac? domeniul ăsta. Absolut. În orice domeniu o pui astăzi, dacă faci chestia asta legal 100%, într-adevăr. Și atunci nu poți să nu pun întrebarea. Nu sunt, foarte, nu sunt prea mulți bani în fotbal? Nu sunt prea mulți bani în uh, basketul american, în fotbalul american, în hockey. Ba da, sunt foarte mulți bani. Viața lor este mult mai ușoară decât a unui antreprenor. De ce? Că ei vin, prestează. Dar și, da, și bă, e mult mai rapid. Păi, că nu sunt toți nici O'Neal, păi, nici nu. Michael Jordan. Păi uite, de exemplu, eu banii jucătorilor mei, având contractele, că ce eu le fac, eu știu exact cât câștigă, Așa. În momentul în care au primit, să spunem, unul din antrenorii mei, în momentul în care a primit uh, prima de rămânere în ligă, de promovare, oare vreo orice primă? S-a luat. S-a luat. Păi, ce vreau? Păi, mă duc în uh, Maldive, alo. Lasă-mă că te duci tu altă dată. Când termin cariera, te duci în Maldive. Eu nu m-am dus o viață. Deci eu nu mi-aduc aminte să fi avut vreo excursie planificată, vreo vacanță, niciodată. N-am avut. Nu am avut. Am avut... patru uh, ore, cinci ore, după ce terminam vreun transfer, vedeam și eu, mă uitam, mamă, ce frumos e pe aici, pe la voi. Atât. Am muncit. Uh, dar banii erau luați? Știi să faci ceva? Nu ok, nu mai avem timp să învățăm la vârsta asta dați i case prietene, ți case și le închiriezi că trebuie să-ți vină niște bani repet, viața este foarte scurtă a voastră ca să închid și cu băiatul meu i-am dat în mână multe opțiuni ia-le, prietene, du-te în America și tu când împlinești 16 ani Când în America ai văzut te lasă în anul 1 face aia, în anul 2 face aia abia la facultate pe, pe la jumătatea facultății se alegi de fapt ce vrei în America. nu sunt americanii la nivelul la care-s clujenii, mă, să ai aparat care-ți te orienteze profesor. îmi bași în gură. Aia a la... fost circul pe pământ. Băi, deci, da. altă chestie care o să o supere. Clujul, după faza asta, sau oamenii din Cluj, așa, care tot trag cu Clujul. De obicei, cei mai efervescenți susținători ai Clujului sunt, cum spun clujenii, clujeni vinituri. Nici măcar nu sunt clujeni, clujeni. Bă, nu prea mai au dreptul să se uite în ochii altui oraș vreo 2 ani de zile, așa să zic, după faza asta cu, cu orientarea Bă. profesională. Bă, a fost ceva... Deci tu gândește-te, ce spun eu, este spectacol. Gândește-te că prima dată în istorie, după Revoluția rom românească, da, a fost marșul de la Cluj, făcut de clujeni, cu semnături strânse de Liviu Alexa, la vremea respectivă, pentru a mă alunga din oraș. Căci deci eu conduceam echipa de fotbal, atunci eram patronul echipei de fotbal Universitatea Cluj. A, Băi, a fost spectacol. Deci m-am pomenit cu, uh, nu știu, cred că au făcut maș, au strâns vreo 5.000 de semnături. Bă, și eu prin oraș. Jos, a, să plece, nenorocită, să plece, prodan, să plece. Iar eu mă distram că am zis, bă, ferească Dumnezeu, deci asta trebuie să intre manualul de istorie. Că n-ai cum. N-ai cum să faci mor să pleci o femeie din, de la conducerea unei echipe de fotbal. Tu ți dai seama ce preocupări aveau. Deci pentru mine, da, să eu când zic de Cluj și să-mi fie cu iertat că echipa pe care am condus-o uh, și, și, acolo am făcut foarte bine uh, Universitatea Cluj, U uh, Cluj, uh, mi-am permis la vremea respectivă să zic, băi, fraților, sunteți cu în față, vă văd nebunilor, sunteți în tâmpiților. Adică nu aveți cum, așa ceva, voi vă luptați cu o femeie, eu una singură, versus 5.000 de clujeni. Cum, așa ceva? Ai mai auzit vreodată în istorie? Pavel și un of, pe care da. o, doma, o, măcar s-au sindicalizat, lucru da. care e foarte rar la români. Deci, imaginează-ți cum am simțit eu de bine. Fără, dar nu-ți e frică de cine? Păi că vin peste tine, Doamne ferește. A fost vreun moment în care ți-a fost frică? Da, sincer. Și profesional și personal. Da, mi-a fost frică doar pentru fete. Pentru siguranța fetelor la vremea respectivă. N-am înțeles asta cu dacă ai o problemă cu un om, de ce te duci la familie? Cred că de asta m-am înrăit atât de mult atunci, fiind și cetățean american, atunci am zis, ok, deci nu intervine nimeni? nu avem poliție, nu mai mergeau nici camerele pe DN dintr-o dată, nu mai mergeau nici nicio cameră nu mai mergea, erau toate stricate toate se stricaseră în ziua aia, în noaptea aia când m-au urmărit pe mine, zic, nu, nu, bine la ambasada americană nac, nac sunt cine sunt mi-au amenințat copiii, familia viața, acte de la școală au fost peste copiii mei la școală vă rog să luați act de ma păi ce s-a întâmplat atunci? toți Interdicție, ani. N-avea voie să stea pe acea stradă cu mine. Nu, lângă mine. Eu mă duceam, uite. Sunteți aici? Mă fugeau ca șobolani. Mă sunt nu, mă sunt asta. S-a întâmplat la noi în țară? Da. 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 În 2008 s-a născut cel mic. 2005, 2006 atunci. Te-ai gândit să închizi prăvălia aici? Nu. No. Nu, eu? Pă, e... Poate să mor. Și, și dacă mor, mori bântui. Deci eu am o vorbă, i zis, bă, gândiți-vă, și când mor, vă bântui, mai rău. Mai rău este bântuie cineva, știi? În strânsă legătură cu tot ce am vorbit până acum. Băi, cum s-a cumpărat Dricu Toată lumea. eu cu babuiași, nu, noi avem, nu ne place dricul foarte mult la un moment dat, o să te rugăți de și plimb spun, cu el, ai adică vreți de plimb. Vi, piața... vi, vrem vi. Da, vrem vi dacă se poate. asta, pompelor funebre, la fel, au apărut peste noapte bă, foarte mulți care mai iau un ajutor de la primărie să îngroape un săracul mort, unul găsit pe stradă. Problema cu COVID-ul când a fost acum în ăștia doi ani este că foarte mulți decedați au fost declarați ca fiind mort de COVID, de COVID pentru că era de trei ori mai mare ajutorul da, de la da. stat. Dar acum, astăzi, sunt foarte multe companii care primesc ajutorul ăla de la stat să îngroape pe săracii, nu știu, găsiți în frică. De funcție. De funcție. Bun. Uh, în momentul ăla, eu și Gabriela Lucuțar, prietena mea, stând așa, am zis, bă, nu suntem de atât de mult vreme pe piață, hai să facem o chestie foarte frumos, eu dacă tot mă pricep să construiesc așa chestii frumoase, haideți să mergem să luăm un dric, dar altfel, altceva decât Stai, în șurc, cum ai căutat pe internet dricuri de lux? Nu, dar știam, cu... pentru că de-a trăind atâția ani în America, Toată viața mea am fost fascinată de Cadillac. De ce? Pentru că era mașina președintelui, că era ceva impunător. Noi veni în România de la Dacie și traban, îți dai seama când am văzut. O, ce frumos! Uh, și văzând mormântările alea frumoase, somtoase, cu drică, am zis, băi, știi ceva? Până la urmă, eu nici n-am frică asta de moarte, că am înțeles fenomenul, știi? Adică mi le-am desenat în minte fenomenul de s-a da. înțeles fenomenul doamne, moarte. Că, dacă nu înțelegi, ți-e frică. Doamne, ferește, doamne, să nu mor. Nu mă, eu o chestie firească. Eu o pregătesc printr-un printr testament. Prin, adică, bă, dacă ai minte, o pregătești. Nu te mor ca bău și te bat copiii. Crezi în continuitatea vieții de după moarte într-un plan non-material? Um, nu sabodnică, sunt foarte credincioasă, cred că există o forță care menține echilibru, căci o numim Dumnezeu, Allah, whatever, Buddha, nu știu, orice, fiecare are dreptul să creadă și să numească forța asta oricum, cred că nu suntem aici pe pământ așa haotici, cred că suntem energie pură, clar, suflete, suntem suflete care ardem foarte puternic. Am învățat în an citind foarte mult că oamenii ca noi, oamenii care lasă urme în viața asta, sunt suflete evoluate, puternice, mari, și care ard foarte puternic. Și de asta uh, am început să fiu foarte indiferentă la tot ceea ce mi se întâmplă rău, căci nu are nimic ce să se întâmple rău, căci am, am fost crescută în regimul ăsta și uh, am învățat să mă descurc și să mă descurc mai bine în regim de stres decât uh, așa, zen. Uh, de asta nici măcar nu mai am așteptări. Ți-am zis de la sufletele mici care. Cred că vin de foarte multe ori pe pământ, cumva, să încerce să treacă o treaptă din ea, ca la Mario. Știi, jocul? Așa, da. One Stage. O, știu, o, știu. E, nu pot să zic că n-am fel niciodată într-un stage, știi, dar știu că l-am făcut până l-am făcut perfect și până am terminat și am închis joc. Știi ce are viața în comun cu Mario? Mm. Și în viață sunt oameni care să dau capul de pereți ca să iasă bani. <laughs> corect. Din... Corect. Și Asta, așa am este. Am înțeles eu, din așa Super este. Mario. Mm. -hmm. Și da. am făcut și o analogie. Acum o să fie momentul ăla de, trebuie să zic eu de Star Taxi cu astea și voiam eu să fac cu, cu Cadillac, cu, cu Dricu, cu Ana Maria Prodan, trece cu Dricu la viața veșnică, la cele sfinte, Star Taxi e cea mai mare aplicație de tot. Trebuie să, trebuie să le, Păi nu, nu să -ți, să ți explic eu și fără să, că nici măcar nu știam că sunt sponsorii tăi, eu numai cu ei merg. Eu nu merg cu Uber, eu nu merg cu Bolt, eu nu merg cu ăștia. Eu merg cu ei po mă, 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 foarte ușor vin. Mă, vin ușor, mă cunoaște toată lumea. Fiecare șofer de Gata, taxi. Da, mi-a făcut saftaua. Mi-a făcut femeia saftaua și cu... Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Eu ne. nici nu mai zic nimic. Deci ne. dacă ești fotbalist semnal la Ana Maria Prodan și trebuie să ajungi la timp, au și pachetul de corporate. Adică da, ți-ar ce angajatul la... Super tare. Gata, da. facem o sunați și faceți da. băieții ăștia cu care am eu la Star Taxi, că sunt fani. Uite bă, ăsta e genul de sponsor, ăștia cu pop cola sunt genul de sponsor care îmi plac foarte mult. Și am în frigider și pop cola, ca să știi. Răzvan, așa, da. că e și afacere Bă, știi ce nu înțeleg, astfel. cum de oamenii ăștia foarte mișto, Bă, foarte mișto, adică pentru mine... Asta e business bă, românești. Da, da. Bă, de ce ar lega imaginea de, nu știu, unul care a furat peste noapte 5 milioane, se duce la pușcărie, ce drept, că ai e finalul tuturor. Bă, da, este acest influencer extraordinar și îl punem în imagine. Sunt toate vagabondele astea penale, Păi sunt imaginea fiecărui brand. Băi, mă uit și mie nu vine să cred. Eu, bă, treziți-vă puțin, bă, toate boarfele astea. Bă, astea nu aveți cum să le scoateți niciodată, să le dați exemple. Că aveți copii acasă, voi, voi care le angajați, imagine, aveți fetițe. Bă, ajung boarfe. Și fetițele voastre. Că ce-aia promovați. Adică, pentru mine, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, de exemplu, în televiziune, a fost ceva horror. Eu n-am putut să văd. De asta am stat și m-am gândit așa da de ce involuăm? Bă, trebuie să oprim cumva. Păi și eu am vorbit. Eu am fost îngrozitor de vocal. Răspund că te-au cheuat și pe la tot felul de emisiuni de astea oh. de reality show sau nu știu ce. Cum? Hez, băi, cum? Dar cum? băi, și să-mi fie cu iertare. Cum eu care am muncit o viață, să fiu, să fac, să fiu o versiune mai bună, că ce asta sunt eu, asta vreau, nu o epatez, nu ți nu sunt modestă, Doamne ferește, n-am în vocabularul vocabular. Nu, nu ești modest. Nu sunt, nu <laughs> sunt un om atât de asumat de tot ceea ce spune, bă, mișto din toate punctele de vedere și spun, bă, ăsta e punctul meu slab, bă, sunt proastă de put în relația cu oamenii, bă, am o încredere oarbă în oameni, zici că sunt nebună, știi? Cel mai mare defect al meu este că sunt prea sinceră. Păi de acolo încrederea asta așa și Eu asta. Nu, nu, nu. Păi nu că acolo e un defect astăzi. Păi sinceritatea este cel mai mare defect al românului astăzi. Crede-mă. Te-au mâncat, ai zis ceva, te-au băgat la pușcărie. Bă, dacă ai fost sincer, te duci în pușcărie, ca să știi. Astăzi. Încerci să faci ceva bun pentru România, te duci la pușcărie. Păi și stă o poartă albă, și vreau. Da. Îți zic de acum, fără cartofi, că nu-mi nu, nu, nu plac cartofii. Da. Dar am o mie de defecte. Bă, abia mi le suport eu. Bine, mai lor, am care e cel mai mare? Care Hai. e cel mai mare defect? Încrederea în oameni. Și bă, 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 știi de ce? Uf. Dau șanse. Bă, eu, eu sunt om care sună Mamă, de la de Instagram. Dar nu așa e. Dar la mine este ăla of. pe bune. Adică, uite, în momentul în care am avut un jucător, zic de ăsta mic, de Iani Stoica. Așa. Bă, am văzut că nu o să E chestia pe care eu mi-o doresc pentru el. Cu toate că i am construit în 2 ani ceva ce n-a avut niciun copil în Europa. La 13 ani, să te iau de pe nicăieri și să te aduc la steaua, să-l conving pe Gigi, Becali, care știi cum e, da? să-l conving să-l bage într-un meci de cupă, Cupa României, la 14 ani, nu a existat niciodată. Și l-a băgat și a dat și gol. Și pasă de gol. Da? Și i-am spus, Gigi, dacă-l bagi o să fac în așa fel încât toată Europa să scrie de chestia asta. Bă, Gigi Becali a făcut chestia asta. Aia s-a și întâmplat. -o. The Sun, toată lumea scria peste tot în Anglia. Wow, yo, toți prietenii mei de peste tot, din toate colțurile lumii. Scrieți! A apărut Ianis peste tot. Ianis, din momentul ăsta, trebuie să te concentrezi, trebuie să depășești orice jucător pe care l-a avut să pe poziția ta. Da? Bun, toate bune și frumoase. Acolo, uite, vezi, Iubirea asta a mea față de semeni. Că și despre asta este vorba. M-a luat la sentiment. Vreau un salariu mai mare. Vreau... Copiii n-au salariu mare. Copiii în fotbal și în sport nu au salariu mare. Copiii n-au salariu. Pizda măsii. Bravo. Gigi. Gigi. Te rog eu. Vrea și el să-și ia. Gigi. Bă, pleacă de aici. Bă, lasă-mă să-mi Bă, mai nebunii. Stai Bă. un pic, stai un pic. Deci, domnul Gigi Becalii. Trecăm peste faptul că are cele mai frumoase costume. Eu o să vreau la un o... Îmbrăcat, nu există nimeni ca el? Nu există nimeni ne, ca Gigi Becali. Nu, nu, nu. nu. De deci stai așa. Ne. Eu l-am sunat pe domnul Becali. Domnul, Ne, domnul Gigi, vă rog, eu veniți la podcast. Păi mine mă interesează cu costumele. Na. Vreau să vorbesc de costume și de mașini. Nu mă interesează fotbal, astea. Nu mai, nu, nimic, -am... că nu mai pune preț acum pe ele. Nu mai pune preț pe nimic acum. Păi știu că nu mai pune preț, dar fix despre... Băi, e un state of mind și de ăsta, și un state of mind american și de doer și de winner. Fii atent. Hai uh. să nu-i luăm lui Gigi Becali, ce e al lui Gigi Becali. Hai are, multe, acum. are multe, lăsând are multe... are multe pe care am putea să le discutăm, să le trecem pe sub preș. Fii atent, lăsând de o parte toată, nici măcar nu e ura, acest clinci, să zicem, cumva porni de la bani. Băi, bani, banul e ochiul dracului, așa De e. la femei n avea cum să vă certați, nu, așa că... Nu, nu, Și nu, noi am avut o relație cum el nu o să mai aibă niciodată și nici eu cu cineva pe, nivel de meserie, pe, pe, parte de meserie. Da? Mie mi-a fost tare drag. Deci eu l-am iubit cu patimă pe Gigi în adevăratul sens al cuvântului de prietenie. Cu patimă. Deci eu când l-au arestat, deci m-am pus, uit așa, să nu care cumva cineva să facă rău clubului lui. Da? Și am început la fel și acolo, eu să fac, eu să mă cer cu toată lumea. În ani, în ani, el ne făcut niciodată nimic pentru mine. Deci, nimic și eu conștientizând faptul ăsta, dar am lasă, dau eu. Că dar eu e am sigură făcut. că n-am făcut. Nu, nimic. niciodată, nu, nu, niciodată. Asta în, condițiile nu în care. Nu retragi? Nu. Păi, în condițiile în care eu semnez jucătorul, ți-l aduc. Tată, nu-mi lua bani acum, că vezi că sunt și eu în situația asta. Că, nu e normal. Hai să le-ai adus, am avut încredere în tine, ți-am dat încrederea asta că aduci unul la steaua și tu, da? Cumva întotdeauna încerca să fiu eu, bă, eu ți-am dat. Nu mă, nu, prietene, eu ți-am dat. Eu l-am adus gratis la tine, eu ți-am făcut un avantaj, tu mie niciodată. El încercând că i-a mers cu toată lumea, încercând cu cheie, okay, domnule, eu, Gigi, băi, că eu ți-am făcut ție, te-am ți făcut agent. Ai luat calul invers, sucește-te în Eu ți-am adus hai că îl facem când îl vindem. Când îl vindem îți iei, tată, gata, e normal. L-am vândut. Haide că sunt la pușcărie și că acum la omul la greutate, mă, ce faci, mă lovești când e greu, că... Mamă, și eu, bă, dar eu te ce nenorocită sunt, băia, gata, mă, las, hai, intră banii toți la tine. Bă, bă, nebunule, eu l-aduc pe Denis Man, că nu-l știe nimeni, pe pământ, un copil. Tu unde trebuie te uiți tu la meci de Liga a doua de promovare? Nu avem scouteri de fotbal la noi? Nu. Știu eu unul care nu era rău deloc, dar s-a lăsat, că cine? nu făcea bani. Nu contează, că îl fac de râs. <laughs> mi-e și prieten foarte bun. Uh, știi cine are ochii la fotbaliști? Lăsând la o parte că a greșit cu două transferuri sau... O... Meme Ok. Un alt uh, tip care nu mi-e prieten, mi-a fost, dar nu... Între, între timp, mă rog, știi cum e, fiecare se duce cu prietenii lui și fiecare alege, că toată viața e o alegere. Deci s-a dus la reghe, așa. -a, nu, s-a dus la gigi, nu la reghe. Ah, okay să știi că foarte puțin s-au dus către reghe. Și mi-a părut rău așa, știi că chiar reghe, să știi că am învățat foarte multe lucruri de la mine, foarte mult. Reghe este creația mea, în adevăratul sens al cuvântului. Fii atent, și spun Iar de intrăm ce. în zona asta nu, de... Nu, 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 spun de ce. Și sunt foarte mândră și este masterpiece-ul meu. Și așa o să rămână forever și asta am spus. Și cu reality show-ul ăla, pe care noi l-am făcut șapte ani, nu i-am dat exemplu de familie, nu conta ce era în casă. N-a văzut nimeni, n-a nimeni, nu N-am vorbit, am zâmbit întotdeauna, eram cei mai ce. Reghe, cam dacă ți-au ce aminte, era matrița bărbatului perfect, soțul ideal, soarele familiei, tatăl extraordinar, cel mai mare antrenor al lumii. Așa era. Și am dat un exemplu de familie, unitate, muncă, cum nimeni în țara asta n-a făcut-o. Păi și atunci asta nu e o zonă de oportunism sentimental care și-a schimbat polaritatea acum, adică dacă atunci era foarte bun, acum de ce Nu, atunci te era foarte așa? bun că așa trebuia să fie, căci o construiam și nu-mi permiteam să las oamenii, după ce eu vândusem... Ce se înțelege că e că atunci era foarte bun că era cu tine și nu, acum nu, nu mai nu, e că nu mai e. Nu nu. nu, nu că era cu mine, era foarte bun că și-a dorit foarte mult. El a înțeles exact ceea ce eram eu, ceea ce voiam eu, ceea ce aveam eu nevoie și a dorit enorm. Știind că vine dintr-o zonă unde n-avea ce să facă. Dacă se lăsa de fotbal, îi trebuiau vreo 30 de 20 și ceva de ani să-și termine liceu, facultate, licențe, bla, bla, bla. Mulți, foarte mulți. Da? Venea de undeva unde n-avea nicio șansă de nimic putea să fie eventual un antrenor fără licență, cum sunt majoritatea astăzi, altă prostie ridicată la rang de cinste în România, da? E că noi avem antrenori care au terminat și au făcut și au plătit licențe, da? mii de euro, ca să și le facă, și au stat pe băncile școlii, nu antrenează, că n-au loc de cei care antrenează fără licență. Pe VRC, ca să zicem și pe acela. Da. Bun, deci, de să spune, el și-a dorit tare mult, el n-a putut să țină pasul. Atât. Și asta este, știi, eu când am legat un elastic de un scaun, uite, eu vorbesc așa în imagini, că vizual e mult mai uh, ușor de perceput. Elastic de scaun, da, am sunt legat aici. Elasticul am elasticul de aici de scaun aici. și am plecat cu el, uite, așa de nebună, înainte, 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 sperând și rugându-mă să se rupă de acolo și să vină către mine să plecăm și mai mult, știi? Nenorocirea a făcut că s-a rupt din mâna mea și s-a dus, cum se duce mai mult mai în spate decât l-am legat, știi? Acolo. El n-a putut. Este ce-ți spun. Suflet mic, energie mică, arde la foc mic, nu ai explozia aia mare. Uite, Mutu. Mutu a avut o explozie, o nebunie, a trecut cu capul sus prin orice, a făcut greșel flagrante în viață. Uhu. Și rău! Deci eu i-am zis odată lui Adi, el fiind și nașul copilului meu, i-a zis, băi Adi, bă, dacă eu eram nevoastă ta așa râzând, dacă eu eram nevastă, sau să fi fost atunci lângă tine, Doamne, astăzi tu erai președintele. Uh, FIFA. Bangladesh. Ah, A, FIFA. FIFA. FIFA, așa. Păi la ce talent! Doamne, eu nu știu dacă se mai naște unul ca Mutu în următoarea mie de ani. Cu că era ceva magic când... Adică, adică pe bune, era asta ceva... Asta spun. Când ne-am întors la regie, vreau să fiu foarte bine bineînțeleasă. N-am niciun resentiment. Nu mai am niciun resentiment. Am trecut prin toate formele. Știi când vezi că ți se dărâmă nu casa, imperiu, Mă! Vin toți către tine, toți pe cu care tu ai deschis război și ai distrus, ai umilit pentru omul tău. Știi? Omul tău când se aliază cu dușmanii, acolo e spectacol. Acolo e spectacolul. A fost el spectacol. este în fruntea oastei. Știi? Adică el era cel care conducea trupa să mă distrugă. El făcea toate nebuniile astea, să ne ducem la pușcărie, să fac, să dreg, adică, bă, o nebunie, fără... Știi, și atunci am stat așa și m-am gândit, m-am pus la perete, frumos, că nu mai aveam unde să mă duc. Mai era doar peretele. Cumva, am zâmbit și am zis, opa, stai mă, că e mai bine că atunci când te lupți în toate părțile și te întorci, spatele e neprotejat. Gata, mă, păi în spate n-am pe nimeni. i am pe toți în față, hai să vedem dacă poate vreunul să mă dovedească. Ia uite-mă astăzi, crezi că m-a dovedit cineva? Uite-te că au trecut trei ani, și în trei ani am construit mai mult decât am construit în ultimii zece. ce construit în ultimii trei ani? lucru de care ești cea mai mândră? Sălile de fitness. Așa. Columbia Fitness, pe care le ador. Sunt superbe, Din. de la A la Z. Cu oameni mișto, Așa. cu muzică mișto, cu tot. A luat Dricu la, mia, la acolo. Dricu. Uh, Dricu, Dricu, Dricu. Dricu este... Dricu. Uh, compania merge ca pe... Ca pe Dric? Să mare. Da. Să moare, Așa? Să moare. se moare? Să se se moare, se moare Trebuie să mor și demn. Băi, nunta, și, nunta, botezul și moartea sunt cele mai importante evenimente ale vieții. Trebuie făcute la înălțime. Și dacă îți permiți, bă, de ce să a din viață de căcat? Este. Corect? <coughs> sunt unele țări. În cultura africană, moartea e extrem de importantă. Nu vorbim au... de cultura arabilor, nu. Vorbim de. Nu, de, da. De acolo moartea, au un sumașa. sistem de asigurare săptămânală pentru moarte. Pentru că evenimentul din viața unui om, care e cel mai important în anumite țări din care e aparțin culturii africane, e cultul mormântării. Da, da. Și există... Am văzut eu la un moment dat un masterclass de uh, macroeconomie adaptată regional. A fost la... Cred că acum vreo 2 sau 3 ani chiar în București a fost. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că era un economist de ăsta... Care era expert în Behavioral Economics și s-a dus într-o țară de asta africană ca să ajusteze strategia globală pentru o firmă de asigurări, și a făcut-o după ce a văzut exact care este flavorul local. Și flavorul local era exact așa. Avea un sistem de asigurări săptămânal, care se plătea săptămânal la fiecare sfârșit de săptămână. Pentru ultimul drum. Pentru ultimul drum. Și cumva înmormântarea și cultul mormântării. Este extrem de important. Eu am mai zis, eu la da. mormântare, eu vreau să fie parastas de sushi. Mie îmi place sushi foarte mult. Deci vreau să fie primul parastați parastas de sushi, să nu fie Corect. Așa asta este. așa. Și să plângă analescu după un pom în spate. Uite, eu vreau să plec de pe lumea asta așa. cu surle și trâmbițe. Căci așa am și trăit, căci așa, așa mi-am dorit eu să Cine vrei maronă. să cânte la, la mormântare? Nu prieteni nimic când actor, Artiști și actori. Da, ăia care contează. Nu. Nu. Așa. Okay. Înțelegi? Dar vreau să fie o chestie, bă, bă, se întoarce asta. Se întoarce sub o altă formă, se întoarce, da, se întoarce, că ne întoarcem. Revenim. Revenim întotdeauna. Știi? Dar ce e nasol la mine, tot așa, între ghilimele și acum chiar e o glumă așa, dar luați-o în serios. Eu, glum, eu și când glumez nu mai trebuie să mai în serios. Este că eu de fiecare dată mi-am făcut un, un cel din chestia asta și așa trebuie să fie, nu mă mai întorc în același om, mă întorc mai sus că eu am complet de level aici. Se întorc întotdeauna aici sau mai jos cei care de fiecare dată nu reușesc. Deci dacă a... te reîncarnezi, te duci mai sus. Mai sus, întotdeauna. Da. Motivul pentru care a venit Ana Maria Proda, adică motivul principal, am vorbit fix, da, am vorbit, e complotul bunelor ăsta. Apropo, e când e marți? E este premiera? Pre... la București. noi plecăm, eu în seara asta plec, de pe 1 până pe 12, mergem în toată țara, caravană, Așa. Este o chestie mișto și spune, Păi te relaxezi, te duci cu familia la film, cu bunica, cu copii. Deci merg copiii. Nu o să auzi o jurătură, nu o să auzi o golănie, nu o să vezi... La film? La film. Deci dacă auzi ce? Nu, pentru copilul ăla de 5 A, ani... A, deci e family movie. E family movie. Ah, ok. O Bun. chestie mișto. De mult n-a mai fost să iau copiii de mână mici, da, la 5 ani, 6 ani, merg cu mama, cu tata, cu bona, abă, Toată partea part e part un film foarte cinstit. Foarte mișto. L-am văzut și am fost prima care a ieșit și a spus, băi, o fetiță care ține filmul ăsta așa, că fără ea nu exista acest film niciodată. A, am eu multe, ca să zic așa, contre la adresa lui Măruță, a, dar -ai aici a scandalul cu filmul ăsta, Mai, să mor dacă mi s-a părut îndreptățit. A niște, de. niște răsuflări de... De Asta n-am înțeles-o tot, hate păi, pentru un copil. Nu adică... că o meserie hate în România. 5.000 de oameni sunt în stradă să dea o femeie afară da. din oraș și o țară întreagă să se în capul de ce... copil. Bă, în condițiile în care filme făcut pe banii lui Tasu. Adică, bă, despre ce Asta bă, am băgat mâna în buzunar tâmpiților. Luați-vă și voi copii, duceți-i la, plătiți frumos la o nu știu, casă de cultură de asta la țară, să învețe să joace. Eu jugeți. am mai zis și mai în glumă, mai serios, problema nu e că nu există alți copii care ar fi meritat mai mult. Cu siguranță sunt alții de Pro 10 ori mai buni. Problema e că părinților nu... Nu fac nimic pentru ei. N-au dar... putut să facă ce păi, a făcut morță pentru fisă. Păi niște fi. graji, niște strâmb, niște strâmniște, toate felurile pe pământ. Care e, costum, nu m-aș arunca chiar ca acolo. De? așa este. Care stau acolo, n-au făcut nimic cu viața lor, sunt pierzătorii vieții și care stau acolo ascunși și scriu. u, urâtule, prosule, grasule, bubo, Păi dacă punem mâna pe tine, că eu așa le zic, mamă, dacă aș pune mâna pe vreunul de dacă nu, ți-am zis vorba aia mea, cu buletinul mână, nu a a devenit, a devenit virală. Neveu ăla a fost. Ce a fost? Băi, sunt două chestii. Trebuie să te întreb. Înainte să spargem geazul. Apropo, Ana Maria Prodan joacă în complotul bonelor film nou care se lansează. Pe 6 suntem. Pe 6 uite, te aștept. Chiar vrea să-mi zic de nu că vin, că trebuie să vin cu. Sormea scrie review-uri și trebuie să vin cu ea. Azi am vorbit ea. Noi suntem n am de cine fil, toți, și avem să mă legătură cu filmul. <laughs> cu ea, nu cu da. mine, nu. pentru că nu e incoruptibil. Vorbesc serios, adică nu discuți cu ea, e foarte satrap. Tocmai, bine că avem. Da, ne așa. vedem, da, ne vedem În pe șase chiar. Ce place. Pe șase, la ora șase, ne vedem la București, la Mol băneasa. Da da, 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 da. După care, uite, este primul film, probabil că este curat, care a fost cerut la Chișinău. Niciun film românesc n a mai fost cerut vreodată. E o chestie mișto. Bine, putem să explicăm asta. Pă, are sens. Au cerut-o în cinematografie dintr-o altă țară. Hai să o luăm așa. De ce n-a mai fost încă unul? Nu crezi, doar că. E bine, e clar și de not notorietatea mea și de bă, a lui Cristi, nu știu, oare vor pe mine. Jucătorul este Iura Luncașu, care e Basarabean. Bă, adică, hai să zicem okay. lucrurilor pe nume. Ok, este, este, okay ăsta e motivul. Uite ce noroc. Ce noroc. Da, da, ăsta e motivul. Adică, da. da, normal. Dar aici. au mai fost probabil și alte producții făcute de Basarabanul Luncașu, care n-au fost cerute și putea să și le bage, zic eu. E vorba și de potențialul comercial pe care l are păi. proiectul ăsta. Și este vorba, zic eu, uh... Plus că el nu e la regie, acum e doar la producție, din câte am înțeles. Și regizorul fiind. Și regizor. Da, da, da. A, ok. Da. Bun. Dar gândește-te că toată lumea, și Iura a știut foarte clar în momentul în care a făcut chestia, că a fost și mișto când m-a sunat să joc. Că eu l-am ascultat, ce știi, Ana, fac un film, așa o să fie foarte mișto de familie, zic, bă, mă, ce felicitări, bravo. Ce și aș vrea, dacă e, e scris pentru tine, zic, alu, stai, băi, bă, Iura, băi, sunt Ana Maria Prodană, eu cu fotbalul, știi? Nu, Cei da, nu știu, știu. Zice, peștiu la cine am sunat, ce e cu tine? Ce dracu, vorbim de 15 minute și crezi că nu am confundat la cine am sunat? Și zic, bine, măi, stai, mă, că eu pot și asta. Și <laughs> eu zic, păi, ce nebun, pot și asta. Zic, dăm scenariu să-l văd. Și am plecat a doua zi și l-am făcut, zic eu, ok, nu știu, o las pe sora ta să zică cum. Mi-a fost frică de la Ma Margareta Anistor, când am văzut-o în sală. Atunci am avut așa o strângere de inimă, zic, mama mea, zic, cum a venit mă tu Cu tot respectul pentru doamna Irina Margareta Anistor, este un om care și-a dedicat viața filmului, dar nu e critic de film. Oare, vă Bă, hai să spunem lucruri pe nu. adică nu e critic Uite, chiar aș vrea să vorbesc cu sora ta, să-mi spună părerea, așa, aia care contează. Da, sora mea a terminat scenaristică, face asta, din asta trăiește, scrie review de film. Ce mișto. Ce da, faci? da, discutăm, da. noi stăm bârfim, eu sunt movie, buff, asta e altă discuție. Dar, fix înainte să spargem geazul și o să avem și segmentul ăla de Ana Maria Prodan vs. patronatul Gojiresc, am și o patronii mei. Uh -huh. I-am pe ăștia pe Patreon și am următoarea chestie. Anunț înainte cine vine invitat uh -huh. și am segmentul exclusiv pentru ei, pentru că iubești și mă susțin și le mulțumesc pe această cale, că mă scapă de povarea căutatului partenerului comercial care se impună chestii. Și Fumistă, foarte important la asta, la pelnicie, da. E la parte și de o segmentul de la e exclusiv. Mult. Ei spun întrebări, să răspunde, e doar Hai. pe Patreon, merge doar la ei. Lămurește în două lucruri. Unu, filmulețul cu cu cu, cu cu, bă, a fost... E vorba de loialitate. Pentru mine, loialitatea este un mod de viață. Nu este, domne, știi, că am făcut pentru tine. Arată-mi. Când eu te ajut enorm și când tu cumva mă trădezi sau cei de lângă tine mă trădează și tu nu poți să zici nimic, este chestia aia, știi? O prostie. Dar am căsat-o cu capul sus. Și din partea mea o prostie, că ce eu fiind manager, n-aveam cum să mă expun în modul ăsta, în felul ăsta. Deci recunosc -a... Ca, recunoști că ai avut scăpare acolo. Da, da, mare, cea mai mare. Singura, cred. Singura. Dar era la fel un proiect al meu, Dan, la care țineam enorm și deja închizând ochii, îl vedeam antrenorul echipei naționale. Era dincolo de sfera profesională motivația sau nu? Da, nu, ascultă-mă, eu dacă... Uite, exact ce spuneam, dacă eu, Ana Maria Prodan, făceam vreun compromis, astăzi era pe fiecare pagina fiecărui ziar cu poze, dovezi, înregistrări, filmări. Dacă pe mine nimeni din toată familia Beca, Lipițurcă, Cornel Dinu, toți pe care am mitraliat, într-un fel, Cornel Dinu, vorbind de Cornel Dinu, care ai văzut ce ai spus. Mamă. Să nu intrăm în polemici, că nu e cazul. Băi, Cornel Dinu este printre puține care ar putea să și țină pieptul unei polemici. Asta A. așa, ca aloja intelectuală. Dacă, adică... dacă citești uh, dialogurile noastre, leșini. De Deci alea sunt într-adevăr de într-o carte. Deci te face albie de porci fără să te înjure. La fel și eu. Da, deci, deci de asta am fost atât de bun prim. Da, da, da. Deci Așa. nivelul intelectual la care Cornel Dinu te fute în gură. Zâmbind și vorbind atât de frumos despre tine, între ghilimele, fără să te jure. Da. Da, este senzațial. Este... Când unic. ai crescut pe lângă Dinu Săraru și pe lângă da. uniunea să mai da. simți niște da. chestii, deci, adică omul e unic, e așa. Uh, și uite, m-a întrebai, m-a întrebat de defecte, nu m-a întrebat de calități, și cea mai mare calitate a mea este că sunt atât de realistă, de tot ceea ce fac, ce mi se întâmplă, ce meșteresc așa, uh, și am o forță fabuloasă să mă duc să te iau în brațe, să spun, bă, sunt o idiotă, iartă-mă, te rog frumos, uite, am avut un moment de nebunie și -am, nu mi-am dat seama, dar te pup și dacă mă respingi și te iau în brațe până mă ierți. După bucata aia ți-ai cerut da, iertare? Da, public. Public și îmi cer okay. în fiecare zi și uh, cumva dacă mai eram să zicem așa, cum eram noi înainte, trup și suflet, cu siguranță reușeam să trecem peste momentul ăla, dar la fel, anturajul lui era unul, al meu altul și atunci fiecare a ales să o ia pe drumuri uh, diferite. Asta e unul. A doua. Aia cu pozele uh, mai pe nuditate, alea pe pozele alea. Au fost la un moment dat, s-au licuit undeva în perioada pandemiei, s-au licuit niște poți, au făcut niște selfie-uri. Nu, iar am venit de la sală, am și spus-o, am avut așa pornirea aia să dau în judecată, dar pe urmă aia tatăl copilului meu, chiar nu merită. Chiar nu merită. Și chiar de atunci să ai să închid toată mizeria asta, că nu mi aduce nimic rău, decât o publicitate negativă care, pe, ca să vă zic adevărul, mi-a făcut și mai mare notorietate, nu că aveam nevoie, dar asta e România. Uh, niște selfie-uri pe care. Îmi, nu, vorbim cu soțul meu, eu venisem de la sală și i-am zbătată la 49 de ani, bă, sunt prea bine, eu sunt prea bine. Și am făcut una din față și una din spate dintr-o parte. Două poze. Toată viața mea. Băi, toată viața mea am făcut și am trimis soțului meu doar într-o viață, doar două fotografii. Alea două. Alea două. În rest n-a avut nimeni, n-a văzut nimeni, n-au discuții cu mine căci nu vorbesc cu nimeni, nu bau pe nimeni în seamă. Bă, alea două. Cumva în mijlocul uh, discursului ăsta al meu, că păi eu sunt un număr un unicat, s-a gândit anturajul lui, el, nu știu, nici nu vreau să comentez, ca să nu mai deschidă un alt proces, că am foarte multe deschise de el, uh, că dacă le dă, probabil o să râdă lumea și o să zică lumea, uite și pe pasta cum arată. Nu, că mâncați și m-a prins în cea mai bună perioadă a vieții mele când arătam de îngheța și apar și obiectivul. La noi s-a discutat aici. Așa. La noi a fost, dar nu zice în concluzia că preferăm să rămânem niște Așa. domni. Bun. Așa. Uh, când noaptea aia m-au sunat toți și îmi trimitau pozele de deci ce am rămas așa, am luat repede. Asta m-am uitat data când le trimisesem soțului meu. Pe vremea nu știam că relația era, relația lui actuală era acolo foarte bine sudată și se pregătea plecarea, debarcarea. Noi nu știam acasă așa ceva. Și cumva m-am uitat și da. am zis, Pui, am rămas așa, copiii se uitau la mine, era ședință de familie cumva eu zic, bă, mă vede toată lumea, dar stai mă puțin că am pozat și, dar tot eu știi, stai mă puțin, păi am pozat și în Beauty Collection, în Playboy, că și pentru mine Playboy este o revistă fabuloasă, da, fără hard core și așa, da, artistică, zic, băi, m-am uitat așa la poze, zic, mamă, niciodată n-am realizat ce bine sunt. Așa și am răspuns la telefon tuturor și am zis, da, sunt eu, așa, care e problema? Pot să le trimise soțului meu? Cu text, cu text da, trimise. Da, da. Uite, astea sunt, vi le prezint eu, astea sunt. Mi-au făcut foarte bine, îi mulțumesc din suflet. Mi-a făcut o reclamă atunci, mamă. Iar a fost un val din ăsta. Ne-am bucurat și noi pe aici. -am, da. Eram... adică dacă, cum e, când aduci bucurie în sufletele oamenilor, e o chestie miraculoasă. Mai ales când sunt niște hândrăle izolați într-un subsol Hai aici, că nu mă pe aici. <laughs> da. Bine. Bun. Ăsta a fost Ana Maria Prodan. Uh, o să urmeze Stric pe Patreon, aproximativ Gojira se numește Patreon, exact cum ziceam. Urmează partea asta de Ana Maria Prodan versus uh, patronatul Gojiresc. Stai să vedem. Șapte întrebări. Mm. Ok. Uh, vă lasă babuia și link în descriere. Mulțumesc PopCola, mulțumesc Taxi. v-a făcut saftaua Ana Maria Prodan. Nu mai zic nimic, a făcut ea și contează mai mult expunerea de la ea decât dacă zic eu pe gură. Aștept propuneri de la Taxi. Succes și... cu... <laughs> Succes cu filmul, unul la mână, succes în rest. să fie de bine și la copii și la astea. La fel, îți mulțumesc. Deși sunt foarte multe lucruri, dar asta e pentru un alt episod. Sunt foarte multe lucruri pe care la un moment dat le există în spațiu public cu care personal nu sunt de acord. Măcar unul, poți să apreciez că ai proprietatea ideilor și nu dai înapoi și-ți asumi inclusiv consecințele. Doi, mi-a plăcut filmarea asta foarte mult. Ca să fie foarte clar, noi în mod direct n-am mai interacționat niciodată dată până acum. Așa, repet, doamne, ce bine e să fii în cercul de prieteni corect. <gântu -i> îți, mai, îți mai chem oameni care să-ți facă saftaul la podcast aici. Uh, -intră, intră în trending ăsta. <gântu -i> intră, că ai mentalitatea aia de câștigător. Și mersi mult încă o dată. Ne mai auzim. lăsați în comentariul dacă Am vreți să a mai vină Ana la Maria Prodan. Drag. Vreau să... După ce iese... Hai să facem următoarea chestie. După ce iese documentarul ăsta despre generația de aur, vreți să ne adunăm să povestim un pic? să picuț? Da, dar vreau să fie și regele. Vreau Mare să vorbim drag. și cu el. Adică, Mare băi, drag. și eu îmi doresc foarte mult și o să urmeze ăsta cu Adi Mutu, neapărat. Eu, eu vreau să fac podcast cu Adi Mutu pentru că l-am văzut invitat în mai multe... Și mi se pare că nu s-a punctat esențialul legat de ce l-a făcut pe Adi să fie Adi de fapt. Să aibă percepție. Nimeni n-a punctat exact lucru pentru care a devenit el foarte cunoscut într-o prima instanță. E, uite, o să spun repede așa, pe repede înainte de ce Adi e Adi pentru că a realizat, este printre puținii oameni <coughs> care a realizat greșeala și a reparat-o într-un fel în care nimeni nu o putea repara, acceptând să vină antrenor în, ara în Emirate, păi antrenori în Emirate, cu droguri la activ, da? la copii, la secția juvenilă și este singurul care le ținea după antrenament teorie și le spunea eu sunt exemplu viu pentru ce înseamnă când o iei pe o cale greșită. Bă, foarte tare. Deci cred că deci eu m-am speriat foarte tare când era început să vorbească public despre chestia asta în fața copilor din, din Emirate. A fost așa și am zis, wow, Trebuie respect fi... grava respecta respect adimutul. Da, trebuie să fii mult prea puternic, știi? Coios da. este cuvântul. Da. Coios este. Adi... și de-aia vreau episod Adi cu cu are Adi tot ce trebuie în pantalon. E bărbat. Bărbat. Bun. Uh, urmează partea exclusivă.